De ce mi-o fi apărut? Nu contează. Screen-ul ăla de la bol mi-a apărut. Bună seara, bună seara! Bună seara tuturor! Să-mi spuneți, vă rog, dacă se aude și dacă se vede bine. Ce mi-o fi apărut? Nu contează. Bună seara, Simona! Bună seara, Monica! Bună seara, Stoli! Bună seara, Lucian! Bună seara, Delia, Paul, bună seara. Ce faceți, cum sunteți? Acum bine a plouat de dimineață tare de tot. Am avut bună seara la toată lumea. Bună seara, bună seara. E perfect. Am început dimineața foarte bine cu soare, cu așa, am făcut baie, plaje. Am mâncat la prânz din nou pește. N-am mai vrut să mai fac vlog pentru că se repetă prea mult aceleași lucruri și am fost de dimineață după pește proaspăt. Am făcut baie, plajă împreună cu copiii, cu nepoții, cu toată lumea și pe la 2-3 a plouat torențial și unii i-au luat somnul, alții au stat la citit, alții pe tabletă. Cam asta a fost activitatea de ziua de azi. Și dacă tot n-am făcut vlog astăzi, am zis să fac un live, să mai stăm de vorbă, să mai răspund la întrebări, să mai povestesc pe aici ce se mai întâmplă. Vă apropiați de 50.000, dar foarte repede, nu știu de ce așa repede, că nu i-am făcut nimica, de la 40.000 la 45, a crescut în 2 săptămâni, am făcut 5.000 de oameni, foarte, foarte rapid a fost. Au fost niște filmulețe pe TikTok, le-au copiat niște băieți, fără să ceară acordul, de la un vlogger care face vloguri de păcănele și am stat de vorbă cu el, am povestit un pic despre istoria cazinourilor și despre întâmplări din cazino și unii băieți s-au copiat de acolo pe TikTok și cred că de la TikTok-ul ăla cred că au intrat așa de mulți, am sărit de la 40.000 la 45 imediat. Nu știu cine să Tom, nici ăla, nici ăla, nici Ferrarul ăla, nici Racoșiș, nici nu mă interesează, nu... Sunt mulți oameni care vorbesc pe TikTok, nu e, nu știu ce, pentru mine nu, n-am avut niciodată așa o afinitate, să zic, pentru TikTok, pentru că m-am uitat așa de câteva ori, dar e o lume altfel decât ce aici pe YouTube și decât ce la mine pe canal. Și atunci nu, de la Stero, da, corect, Claudiu Voicu. Nu Stereo, Stero. Să fie sănătos. Că a făcut... Au fost foarte multe filmulețe legătură cu live-ul de la Stero. Chiar zilele trecute îmi spuneau doi prieteni că au vizionat live-ul de pe YouTube. Da, păi au început niște băieți să copieze, să taie bucăți de un minut, două. I-am și zis la Stero, bă, dar e păcat dacă tot te-ai chinuit și ai făcut live-ul ăla, mai bine să scrie de unde... Normal se scrie sursa, când copiezi ceva trebuie să scrii sursa, de la Stero, de pe YouTube sau de undeva, că e păcat să nu aibă... Da, Jenny? A? Vrei să spui ceva aici la cameră? A venit Jenny numai un zâmbet, numai un râs. Deja s-a obișnuit cu camere de luat vedere și când aude că e live sau ceva, auzi și râde. M-am adus aminte de prostia aia răcea. De ce ți-ai adus aminte? Este ceva. Nu te-ai spun la Alina, las că-i spun la Alina așa. Haide. Nu, că nu mă duc acolo. Nu, haide, vino aici, nu, să povestești. Nu sunt îmbrăcată frumos. Nu sunt îmbrăcată frumos. Stai jos. A venit și Jenny. A venit toată numai un zâmbet, când auzi că e live-uri deja, s-a obișnuit și cu YouTube-ul și cu asta și dependentă deja să apară pe cameră. Alinu și operatorul nostru nu mai mișcă camera. Nu pune numai pe Sorin, te rog. Hai, nu pune aia încoace. Te rog. Ce ai făcut astăzi, Jenica? Ce ai făcut astăzi? Salam de biscuiți. Salam de biscuiți, acum iar te dai mare aici, că tot muncești, noi tot ne-am distrat și... E ținută la bucătărie și când noi nu facem nimic, așa distrăm toată ziua. Non-stop îmi place la bucătărie. Pot să zică oricine ce deci vrea. De două zile nici n-a intrat în bucătărie, deci... a făcut și acum un salam de biscuiți în jumătate de oră și a început acum deci, să laude aici pe YouTube live. Să zică live. Oricine ce vrea, mie îmi place bucătăria. Iubesc tot ce fac. Întoarce-l așa, nu foarte tare pe mine. Hai că a venit și Mugurelu acolo. E că te lasă aici, puișorul. Puișorul? N-are tricou pe el și nu merge, că ne bagă ăștia pentru de asta, pornografie, dacă n-are numai chilot și n-are tricou, că l-a băgat pe Cristoiu. Asta mâine, e duminică, mâine ne facem supă, am scos găina din congelator.
Deci mâine ne faceți genii supă. De găină. Eu pe canal am... Mai facem. Am putențul de câmp și nu reușesc să fac nici 5 abonați într-o lună. Păi schimbă un pic, Dan, conținutul. Doamna Jenny, vă îmbrățișez, uite câți fani ai. Doamna, ajută, domnul Sorin, vă mai amintiți de vecinul din Rezonanței? Strada Rezonanței? Da, cum să nu? Salut, salut! Cum să nu? Mă bucur că ești aici, Costel. Strada Rezonanței, numărul 1-3, vis-a-vis cu Budimex. V-am spus că a stat în Bercene o grămadă și Costel era vecinul meu acolo. Este o scumpă, defect profesional. O iubim pe doamna Jenny, întinerește doamna Jenny. Bună seara, domnul Sorin, bună seara, comunitate, concediu plăcut în continuare. La toată familia și eu cu echipa dimineață plecăm în Grecia. Trebuie să încerc și Croația odată, Adrian. Bună seara, doamna Jenny, vă pup pe toți, bună și seara. Eu. Bună seara din UK, când mai veniți în UK, este invitatul meu la o cafea. Cu drag, Mircea. Prin sfârșitul septembrie, cred că o să mai vin în UK. O să merg în Malta, după cum v-am spus, pe 28 septembrie. Pe 29 mi-am luat o excursie în Sicilia și o să vizităm și Etna. Și mi-am mai luat 2 zile de excursie. O să merg cu prietenul meu pe care îl știți tot de la mine de pe YouTube, de pe canal, cu Ștefan Jicol și cu soția lui și cu băiatul care stă în UK. Este asistent universitar la BAT, la facultate acolo și o să vină și el cu noi. Are mai mult de 35 de ani, doamna Jenny? Mai puțin, are 32. Invers. Te-a făcut bătrână, Jenny. Azi 53, 35. 35 o zis, da. Nu? A zis că să inversați doar cifrele. Și o să vine, o să ni se alăture și părintele Radu cât de curând, că i-am spus că doar ați întrebat de el. Și o să vină și părintele Radu, dacă vreți să mai puneți niște întrebări, să mai discutăm, să mai povestim, să mai... Am fost cam peste tot și Marea Adriatică, mai ales pe insulele croate, este cea mai... Dă-mi sunul în ce scuze, că... scuze. A venit Jenny să mă boicoteze, a văzut că am succes, că am deja 370 de oameni și a venit ea să dubleze sonorul aici. Doamna Jenny este super simpatică. Pentru cine nu o cunoaște? Trebuie să-ți dau un like. Ți-am dat un like. Mulțumesc frumos. Nu se vede foarte clar, o fi din cauza internetului, eu văd foarte clar la mine pe telefonul pe care citesc mesajele. Chiar extrem de clar. Nu știu de ce. S-ar putea să ziceți că nu se vede foarte clar, poate că e un contrajur. Dar mai spuneți și alții dacă nu se vede clar. De unde e așa mulți bani, Sorine? Îmi rezerv dreptul de a nu răspunde la întrebarea asta. Probabil că ești mai nou pe canal. Dă și tu un Google Sorin Constantinescu și afli tot istoria mea de 1990 și până acum. S-a dus vara, gata, concediu, ne întoarcem la muncă, ce repede trece, ce e frumos. Pentru noi nu mai avem până în 10 septembrie, adică mai avem încă 3 săptămâni, nu? 3 săptămâni. Deci la noi vara mai ține 3 săptămâni. După aia 200 mâini de birou, după aia Malta, în octombrie un Atos și mai vedem pe unde și în noiembrie poate Tenerife. Se vede foarte bine chiar dacă rezoluția e 720. Păi vă dați seama că sunt pe 4G-ul din România, suntem în Croația, suntem pe malul mării, nu e semnalul ca în centrul Bucureștiului. Ce fericită, Irina, dacă vine și ea. Ce faci, fata mea? Hai la bunicu aici, hai la bunicu, hai la bunicu. Irinuca. Da, sigur. Am fost în 2019 în Croația, în afară de plajă, am stat 2 zile și la lacurile Plitvice de vis. Am fost eu de vreo 4 ori. Nu e foarte scump, adică comparativ cu ce ți se oferă, nu e scump. Jenny mi-e se dor de tine, zice Ramona, am crezut că Ramona lui Marcel. Lui Marcel? Oh, Ramona, da, păi hai, Ramona, te așteptăm. Haide aici cu noi. Așa ai promis că vii, te așteptăm, cu Marcel și cu copiii. Ești un elegant, de asta am și întrebat. Nu vă trebuie praful ca să vă simțiți bine, sunteți vesel non-stop, tot de nota 10. Niciodată n-am, asta vă povesteam și în alt vlog și în alt live, că niciodată nu m-am drogat în viața mea, n-am tras nici măcar un fum de țigară. Eu. M-am drogat toată din greșeală, că am fost cu niște prieteni la Amsterdam, într-un coffee shop de la, sau cum se numește, și au fumat acolo și venisem de la avion și eram mor de foame. Și în timp ce fumau ei acolo și erau pe vitrină tot felul de ciuperci și halucinogene și de-astea, cred că v-am mai povestit, am văzut pe rafturi niște pișcoturi de-alea galbene, cum făcea mama la șicul așa. Și zic, dați-mi și mie un pișcot de la doamnă. Am mâncat un pișcot de la extrem de bun, era gustul copilăriei, exact cum făcea mama, același gust. Zic, mai dați-mi unul, că era prea bun și mi-era și foame. Și am mâncat încă un pișcot de la,
După aia ne-am să ne culcăm și toată noaptea am căzut într-o prăpastie așa și mă tot țineam de pereți și m-am trezit transpirat și mă durea capul și tot mai puteți. Toată noaptea am căzut așa într-o prăpastie. Na, aia a fost, m-am drogat și eu din greșeală odată în viața mea. Ce frumos cu Mata și cu toți, mai ales cu Marcel al doilea an, că vă urmăresc, augurii. Dați la setting dacă nu se vede clar, în cazul în care internetul este mai slab, îți spune rezoluția 360, trebuie schimbat de la setări. Ai o soție superbă, Sorin. Mulțumesc frumos. Respect, maestre. Irinuca. Bună seara, doamna Jenny. Ce oameni faini. Prea fericit bunic. Da, doamne, slavă Domnului. Îl cunoașteți pe Călin Donca? Nu cunosc. Mi-e cunoscut numele, dar nu știu cine este. Dacă îmi dați așa un reper, poate că îmi amintesc. Cum e mâncarea Mongolia? Destul de grea, destul de grea și unsuroasă, probabil că ei, stând iarna în corturile alea și frigul ăla, au nevoie de grăsimi, uleiuri, ca și eschimoșii. Doar cu... Salut, Sorin, te aștept la Chișinău. Păi o să vin, Cristi. Anul... Noi astăzi se prinde excursii superbe, ne bucurăm de fiecare dată când mergem în jurul lumii. Am onoare să vă salut, domnule Costescu, vă doresc orice de plăcut, mulțumesc. Alea strufe alucinogene, Sorin, habar n-am, mi-au zis după aia că se numea Spice Cake, că dimineața am aflat că și ăla era alucinogen, pișcotul ăla galben frumos, eu habar n-am. Am să vin, doar să-mi ajungă sandale călătoare de prin stanuri. Păi, vii mai repede, Ramona, și după aia vine și Marcel, ce mai stai pe acolo? Oameni frumoși și modești. Vă invit domnul Sorin la Socotor, județul ăla, la un tenis de câmp. Nu am jucat, nu prea joc tenis de câmp. Am mai fost la Socotor, știu unde este, dar tenis de câmp nu prea. Eu sunt cam neîndemânatic, așa, și îmi dă mingea și îmi sparge ochelarii. Am fost să mănânc ceva la conacul noastră de la Ineu, dar nu era bucătar. Nu am putut servi nimic. Păi am spus că e renovare. Acum am anunțat și pe aici, la mine, pe vlog, și pe live, și pe Facebook, și am spus că... Am pus-o pe Patricia și pe prietenul ei să se ocupe de conac și acum se fac schimbări majore, se schimbă personalul, se schimbă bucătarul și o perioadă, vreo două săptămâni, o să fie decât pizza și îmi pare rău, mă revanșez data viitoare când veniți, dau o masă gratis. L-ați cunoscut pe Peter Imre? Am cunoscut foarte bine Radu pe Peter Imre, Dumnezeu să-l odihnească, am fost și în Las Vegas împreună, l-am dus în Las Vegas cu mine și cu soția lui, cu Marina, cu care mă cunosc. Mă cunosc și cu domnul Mereșca, mă cunosc bine, mă cunoșteam bine cu Peter. Fată, de restul vloggerilor din România, te divertiezi clar de tot, să ai o eleganță aparte, salut din Bucovina. Mulțumesc frumos, Ștefan. Chiar nu mai există bucătari? Păi, acum e vară și foarte, foarte greu găsești un bucătar. Avem buget și 2000 de euro și tot nu găsim nici cu 2000 de euro pe lună un bucătar bun. Că nu poți să iei orice fel de bucătar. Dacă știți un bucătar bun sau asta, e bine venit și bine primit. Ce frumos, două săptămâni la birou. Eu deja mă gândesc la câteva luni bune la birou. Sunteți norocos, dar le meritați că ați muncit până acum. Trag și eu 2-3 ani, vă iau exemplu. Păi Adrian a spus că am muncit 16-18 ani. În jur de 16 ani, cred că am 7 zile pe săptămână, 16-18 ore pe zi, fără niciun fel de concediu. Deci zero concediu, doar 16-18 ore pe zi am muncit de nebun așa. Doar când plecam pe afară, în interes de serviciu, atât. Adică am muncit cât ar munci un om în 50 de ani, 60 de ani. Vă aduceți aminte de restaurantul Garibaldi din București? Sigur că da. Ce râd doamnele pe fundal, sunteți minunat. Bună seara, domnul Sorin, salutare tuturor, mulțumesc pentru live. Mahomed Murad vorbește despre procuror corupți din Constanța, a apărut un filmuleț pe YouTube și vorbește la ce e supus ca să aprobe construcția unui complex de locuințe. Păi ați văzut, nu trebuie să vorbească Mahomed Murad sau să fii foarte deștept sau foarte... perspicace sau foarte detectiv ca să-ți vezi ce s-a construit în Mamaia Nord, acolo blocuri peste blocuri, unul roșu, unul verde, unul cu 4 etaje, unul cu 6. E clar că s-a construit cu șpagă, cu pile, fără autorizații. Sunt o grămadă de blocuri acolo care n-au autorizație construcție, mai ales alea construită cu câțiva ani de zile, fără o sistematizare, fără un urbanism, fără nimic. Cine a dat șpagă și a avut pe cineva din mafia locală acolo și-a făcut bloc. Adică foarte puțini dezvoltatori imobiliari din nordul Mamaia au construit pe bune, cinstit și poate 10%. Dar nu știam, Radu, că Călin Donca este finul lui Peter. Probabil că avea și Peter, Dumnezeu să-l ierte, o grămadă fin. Când mai mergeți la pescuit? Păi când o să ajung pe acasă, probabil. Bucătarul din Italia, prezentat de noastră, nu mai este? Nu, a plecat, a prins un contract mai mare pe undeva și a plecat.
Așa e, Sorine, cele 4 ore de lucru pe săptămână mi-au distrus viața. Vă salut, vacanță plăcută, mulțumesc frumos. Se poate trăi din poker ca un job? Păi eu nu sunt cel puțin 2-3 mii de persoane în România care trăiesc din poker și trăiesc foarte bine, adică câștigă de câteva mii de euro în sus. Sunt, cunosc eu cel puțin 10 băieți care câștigă între 20 și 50 de mii de euro pe lună din jucând poker. Dar asta e o meserie ca și baletul, care poți să faci până la 30-35 de ani, pentru că stai cu ochii în calculator, în monitor, câte 10-12 ore, să ai o atenție să ai o atenție distributivă, să joci pe 3 monitoare, pe 15 mese, 20 de mese și atunci chiar poți să faci bani. Dar nu e pentru oricine. Pokerul e ca și șahul, adică trebuie să ai o grămadă de calități și de skill-uri ca să poți să-l practici. Italianul a plecat? Da, a plecat. Poți să vă ajut cu meniu, dacă doriți. Păi aștept să vină bucătarul, măcelarul Simerea, să vedem că na, fiecare bucătar are meniul lui. Dar de cumpărat mâncare nu ieșiți mai ieftin? Nu înțeleg întrebarea, adică unde să ieși mai ieftin? Aici, acolo? Din ce se fac în România cel mai ușor bani acum? Din muncă, Dumis Vlog. Cu cât muncești mai mult și mai cu pasiune, cu atât faci mai mulți bani. Bună seara, domnul Sorin. Ce părere aveți despre o carieră ca ofițer în armată? Sunt student la Academia Forțelor Terestre. În contextul actual, nu știu ce să zic. Dacă era cu 10 ani, Cătălin, poate că ziceam altceva. Acum nu mai suntem o țară suverană, independentă. Armata română, practic, e inexistentă. Noi suntem o divizie, a NATO. Ascultăm ordine de afară. Cumpărăm armament ca să nu știu ce să facem cu el, nu știu, sunt dezamăgitare de armată română și de cine o conduce și de conducătorii armatei. Prima mașină dumneavoastră care a fost un Audi 80 în 92, ăla primul Audi care l-au făcut rotund, că până atunci au fost toate pătrate, era fiță de fiță, adică era șmecherie maximă. Călin Don, care cam 40 de ani are afaceri cu energie, mașini scumpe, soție și 5 copii. Să-i trăiască, bravo lui! Silviu, cel mai mare bucătar, așa este. Bună seara, domnul Sorin, bună seara, prietene! Bună seara, domnul Sorin, aveți o familie binecuvântată. Mulțumesc, mi-a plăcut tare mult vlogul cu Sturionul de 160. A fost destul de ciudat, pentru că m-au lăsat acolo singur, n-am putut să filmez când am așa și tot au zis că-s mincinos, că-s pescar. Noroc că mai am câteva vloguri cu pești prinși și filmați de alte persoane și unde se vede că se prind pești. A ieșit cam prost. De ce nu există parcuri de panouri fotovoltaice în Dobrogea dacă tot e criză de curent? Păi din cauza că zona e bună pentru centrale eoliene și ai văzut că în Dobrogea e plin de astea, de cum se numesc, elici de astea eoliene. În Mamaia Nord e umbră seara din cauza că sunt prea aproape de plaje blocurile. Da, așa este. S-a construit total haotic și doar pe șpăgi și pe... În Chișinău puteți găsi un bucătar bun cu 2000 de euro. Când o să merg la Chișinău o să întreb. Fără muncă nu se poate. Dacă știi pe cineva curat, o dăm și mie un mesaj pe Instagram sau pe... În service auto aseară la ora 4 dimineața am terminat un ambreiaj la o mașină și de tranzit în Franța de pe lângă mai un job de o firmă mare unde supraveghează două generatoare. Crezi în anduranța Uniunii Europene dacă va fi un eșec? România este deja un eșec. Și noi suntem pe nicăieri, cum să zice vorba aia românească. Bună seara, sunt sigură că toți vă așteptau live-ul și eu desigur. Eu zic că ne vedem de treaba noastră. Salutare și respect. Vă recomand bucătarul Ionel Sergentu. N-am auzit de el, dar dați-mi un link, ceva. Eu cred că pokerul nu e doar până la 35-40 de ani, dacă stau să mă gândesc, pentru că sunt programator și stau mult în fața... Și până la câți ani ai FX Travel și cât mai poți să stai în fața monitorului și calculatorului? Am mulți prieteni, care jucători de poker profesioniști, care au probleme mari, grave de tot, adică fac tratamente cu spatele, cu ochii, dioptrii, îngrășat... Cât poți să rezisti 10-12 ore? Că ca să poți să fii un jucător bun de poker, trebuie să stai minim 12 ore în fața calculatorului. Adică un pescuit de studion când? Păi când ne întoarcem în țară. Povești pescărești, o grămadă avem.
trebuie să-l angajați pe Silviu. El, Silviu nu e bucătar de meserie, el face bucătărie de plăcere, nu e de angajat. Salutare, domnul Sorin, am intrat și eu la Facultatea de Automatică și Calculatoare, ce mai aveți despre o carieră în acest domeniu? Foarte, foarte bună părere și o meserie care se caută foarte mult. Mai bag apă în cișmiciu, habar n-am că nu-l cunosc pe Plicușor Ban, dar am rămas cu un gust amar după ce ați avut dreptate, că toți mi-a spus înainte de a face vlogul ăla cu Damian Amfile în cișmiciu că e nasol și într-adevăr așa este, o mizerie și părăginit tot și lăsat așa, chiar rușine acolo vis-a-vis cu Primăria Capitalei. Ce părere aveți de titlurile de stat? Se merită din economii în euro să facem transferul în lei pentru a investi în Păi așa dobândă n-a avut, cred că, statul român niciodată, 8,5% pe an e o dobândă uriașă. Acum eu știu cât cu nebunia asta, cu criza care va fi în toamnă și cu toată nebunia asta, cât va fi de mare inflația și dacă schimbați din euro bani în lei și dobânda aia, dacă nu, cumva va fi mai mică decât rata inflației, dar nu cred că e prea mare dobânda 8,5%. Cred că e ok, plus că garantați 100% titlurile de stat. Ați investit în cripto? Nu aș investi, am mai spus, n-am încredere pentru că e ceva foarte volatil, nu știi cine e în spate, nu știi cine e la butoane, nu știi cum se joacă cu noi, când termină, când pornește, când... Îl știu de pe internet pe părintele Vasile Ioana, dar nu-l cunosc personal. Bună seara, domnul Costanescu. Bună seara, Cecilia. Cât de sigur este de trăit în UK? Am văzut din ce în ce mai multe știri cu creșterea criminalității. Totdeauna a fost criminalitate mare. Depinde în ce cartier stai, în ce zonă stai, ce job ai. E foarte important asta. Care va fi dezlunământul în Ucraina? Păi, până la urmă, o să se cadă la o înțelegere. Sigur, Rusia nu va ceda teritoriile pe care deja le-a ocupat și vor fi niște negocieri. Clar, rușii nu vor pleca de acolo, din teritoriile ocupate. La poker este greu că trebuie să stai și concentrat. Exact. Nu vrea să vă ajute cu bucătăria. Florin nu vrea să vă ajute. Luați o doamnă Jenny bucătar. Trebuie un bucătar șef care știe alt meniu. Ride, ride, ride. Salut, Stero, salut, salut. Să știi că te-am pomenit acum la început, ți-am făcut reclamă, dar ne înțelegem când ne vedem, nu-i problemă. Parcul Cismigiu nu mai este ceea ce a fost, îmi spune părinții mei în anii 80, exact. Părere, părintele Constantin Necula, o părere foarte bună. E chiar fiul meu Radu aici, că doar să întreba de la mine. Haide, Radu. Poate să vă spune mai multe el despre părintele Necula, că au fost la... Bine v-am găsit, Doamne ajută! La INEU, la conferință, nu? Cu părintele da. Necula și ai stat mai mult de vorba cu el. Am introdus, să zic, conferința și am zis cuvântul de încheiere și ne-am mai întâlnit și cu alte prilejuri. Și la Sibiu, când am fost la părintele acolo la catedrala din Sibiu și la fel am mai fost la o conferință, cel puțin dacă nu la două, la INEU, în anii trecuți, înainte de ultima. Da, e un om foarte diferit, așa, să zic, în sens bun. Are o altă abordare, puțin mai degajată vis-a-vis de orice problemă, inclusiv de cele spirituale și foarte jovial, prietenos, volubil, cum am spus, un om așa, să zic, pe care nu-l mai găsești, nu-i mai găsești un corespondent în... E unic, nu? Unic în felul lui și în același timp e de o capacitate extraordinară, deci nu doar așa că glumește și e bun pentru a atrage un public, să zicem, poate de la marginea celor care urmează să se atașeze mai mult bisericii, cât și pentru cei care sunt deja mai avansați în cele spirituale sau duhovnicești, are întotdeauna câte un cuvânt potrivit. Pentru orice fel de categorie, asta e avantajul, să zic, a felului de a comunica și pentru oamenii care poate sunt cât de cât doar interesați de cele spirituale, Părintele întotdeauna, Părintele Constantin are câte un cuvânt potrivit. Unde cei mai capabili oameni în a reprezenta biserica pentru exterior, pentru cei care încă poate nu sunt așa de familiarizați cu viața spirituală. Preoții în vacanță nu poartă haine normale, întreabă cineva. Ba da. Ba da, dar eu acum m-am îmbrăcat așa pentru că sunt oameni care și acasă, când sunt în INEU, când sunt cu cei cunoscuți față de activitatea mea de preot, întotdeauna sunt îmbrăcat în reverendă. Întotdeauna, chiar dacă nu merg la biserică, când mă duc oriunde, la magazin, în parc cu copiii sau știu unde mai merg,
Și sunt oameni care mă cunosc, așa merg și așa mi se pare normal. Dar în vacanță, așa când sunt, da, sunt îmbrăcat civil. Acum sunt așa pentru că discutăm în contextul ăsta. Se poate spovedi prin telefon? Nu, nu se poate spovedi prin telefon, pentru că spovedania nu este doar dialogul cu preotul, ci și punerea mâinilor pe capul celui care se spovedește și a patrafirului sau epitrahilului. Și atunci presupune acest contact direct și nu se poate face prin telefon. Dacă aveți întrebări pentru Părintele Radu, am invitat aici. Deci el normal este îmbrăcat normal, ca și noi, în vacanță, dar din respect pentru cei 6 ceva de oameni care se uită la noi și pentru faptul că un preot normal, când se întâlnește cu multă lume și iese în public, trebuie să fie îmbrăcat, nu e? Da. Când sunt în familie, sunt îmbrăcat ca orice om. Și când sunt în public, și mai ales într-un context în care discutăm de probleme spirituale, și oricum în public, în general, în afara familiei, mă îmbrac așa. Nu am văzut niciodată un preot îmbrăcat în haine civile. Probabil că ai văzut Marius, dar nu știai că e preot, nu? Nu știu, exact, era sub acoperire, da, da, era sub acoperire. Sănătate Părintelui Radu, frumos l-ați crescut. Bună seara, când ați ajuns prima dată la Muntele Athos? Eu sau Părintele Radu? Am fost prima dată, cred că eu, și după aia am fost împreună, nu? Nici nu mai știu cine dintre noi a ajuns primul. Acum vreo 15 ani de zile, nu mai ții minte. Cred că tu ai ajuns primul, că da, eu eram mic atunci. Cred că acum vreo 15 ani, 16 ani. Eu n-am fost de 15 ani, în orice caz, am fost de mai încoace. Ai fost la Mănăstirea Frăsinei? Da, am fost de două ori la Mănăstirea Frăsinei. Când treabă cineva, ce părere ai? Ce... O părere foarte bună. E unul din primele locuri, de fapt primul loc din România, ctitorit chiar de Sfântul Calinic, care e canonizat, un sfânt român, ierarh, canonizat în biserica noastră și recunoscut și de alte biserici ortodoxe surori. Ctitoria lui și a dat această regulă, care preia rânduiala Muntelui Athos, ca să meargă acolo doar bărbații, nu este voie să se apropie femeile la mai mult de 200 de metri de mănăstire și este chiar aruncat acolo un așa zis blestem, în sensul că dacă ar îndrăzni cineva să meargă, ar putea să pătimească anumite consecințe, ceea ce din păcate, acum o spun deschis că e cunoscut cazul, nu are sens să ascundem lucrul ăsta dacă tot veni vorba, mama Monica Columbeanu, parcă, sau cum o chemau acum după noua căsătorie, a fost într-un pelerinaj și mergând acolo este o mănăstire, adică o biserică pentru ca să poată intra femeile, care e mai jos, mai la spre poalele muntelui, unde se urcă spre Frăsinești, și special ca să coboare părinții duhovnici de sus și să spovedească doamnele care ar vrea să vină acolo la duhovnicilor. Și atunci ei coboară la ele, dar ea a îndrăznit să meargă sus și să calce teritoriul respectiv. Și se spune că undeva în ziua respectivă sau în următoarea zi, dacă nu mă știu, chiar în ziua aceea, a făcut un atac din ăsta de cord sau nu mai știu sub ce aspect medical s-a descris a fi problema ei și a murit. Și se pare că a fost din cauza aceasta. Acum, eu am spus ce s-a întâmplat, se știe, s-a spus și în presă, poate să tragă fiecare ce concluzie vrea. Care e diferența dintre aghiazma mică sau mare? Care e recomandat să sfințesc casa și care trebuie băută și când? Așa, bună întrebare. Hai să clarificăm niște lucruri. Cea mai importantă este aghiazma mare. Aghiazma mare se face doar în două zile pe an, în 5 ianuarie și în 6 ianuarie. În 5 ianuarie este ajunul bobotezei, în 6 ianuarie este chiar sărbătoarea botezului Domnului sau bobotează, cum e cunoscută în popor. Și atunci, cum se face? Aghiazma mare se poate bea și se poate stropi cu ea casa, gospodăria, curtea, tot, cum vine preotul și stropește, între anul nou și odovania praznicului bobotezii, care este în 14 ianuarie. Dar ea se poate bea în special între 5 și 14 ianuarie. Preotul poate veni înainte pentru că sunt parohii mai mari unde are nevoie de timp ca să meargă la toată lumea. Asta e cu aghiazma mare. Deci aghiazma mare se bea între 5 și 14 ianuarie pe stomacul gol dimineața, de către oricine. În rest, la copii până la 7 ani se poate bea în orice zi a anului. Aghiazma mare vorbim acum, da? Deci la adulți numai între 5 și 14 ianuarie, la copii până în 7 ani, care oricum se pot împărtăși zilnic, pentru că încă nu se spovedesc decât după 7 ani, da? Se pot împărtăși fără spovedanie și atunci, evident, că și aghiazma mare, cu atât mai mult se poate lua
după Sfânta Împărtășanie sau în ziua respectivă pe stomacul gol, da? Iar aghiasma mică este o aghiasmă care se sfințește în orice zi a anului și de obicei se face la biserică pentru a fi, fi luată de oameni, cei care vin și solicită aghiasmă mică, și eu am un butoi cu aghiasmă permanent disponibil să-și ia oamenii, sau în fiecare, măcar o dată pe an, sau chiar mai des, dacă se poate, în fiecare post, dacă s-ar putea, se poate chema preotul și vă face acasă slujba de sfințire a casei, deci slujba aghiasmei mici. Și atunci vă stropește casa cu aghiasmă și vă lasă aghiasmă în plus ca să o puteți consuma pe stomacul gol, acea aghiasmă mică. Și de obicei când se termină, se cheamă preotul, cum vă spuneam, de obicei în postul mare sau în alte posturi, dar în special în postul mare, măcar o dată pe an, trebuie făcută sfințirea casei când se face aghiasmă mică. Deci asta e diferența între aghiasmă mare și aghiasmă mică. Aghiasma mică se poate lua în orice zi a anului pe stomacul gol, aghiasma mare doar între 5 și 14 ianuarie în jurul praznicului Bobotezei. Ce părere, părintele, te-ai căsărit o întrebare? Sunt curios cum te adresezi fiului tău cu părinte. Depinde de context, adică dacă suntem cu niște străini care ne cunosc, cu părinte, dacă suntem în familie și așa, cu Radu, normal, și dacă suntem la biserică, și dacă suntem la biserică, da, normal că cu părinte. A fost părinte Radu la vreo mănăstire în județul Alba? Am fost, da, la Râmeț am fost, am mai fost la o mănăstire, cum se numea, mai în nord un pic. Da, nu mai rețin acum denumirea, dar am fost cel puțin și la Oașa, am fost. La Oașa, la vreo 3 mănăstiri în județul Alba am fost. Și am trecut iar, dar n-am intrat la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul de lângă Alba Iulia. Am trecut pe lângă ea, am văzut-o. Dar eram într-un pelerinaj unde aveam niște obiective de atins și n-aveam timp în ziua aceea, dar probabil că o să merg și acolo, da. Imediat când mi-a sărit aici din... Da. Așa. Am citit, mai există Sfinții Munți? Poți să răspunde la asta. Sfinții ești după ce se trec în cele veșnice, sunt sfinți. Sunt sfinți canonizați, recunoscuți de biserică, dar asta, da, nu înseamnă că viața lor nu e sfântă. Sunt oameni care trăiesc, sunt oameni ca noi, oameni cu familie, oameni călugări, care sunt cu o viață sfântă și care înaintea lui Dumnezeu sunt clar sfinți pentru că au o viață curată. Probabil se referea la puznici ăștia, dacă mai sunt, da, puznici. Da, se referă dacă mai sunt puznici și munți. Sunt, sigur că sunt. Sunt în România, și în Grecia, și în multe țări, și în America, și sunt. Sunt în toate continentele, cred că sunt oameni retrași care au viață sfântă. Ai auzit de părintele Calistrat Chifan? Da, Calistrat e părintele ăsta, Calistrat, care e foarte cunoscut, are multe predici. Păi așa îl cheamă, Calistrat Chifan. A, da, nu știam. Da, ăla e Calistrat Chifan, e ăla care e Calistrat, e foarte cunoscut și cum ți se pare? Popular. E părintele care vorbește așa mai agresiv, mai... Nu știu apărat mai agresiv, dar poate mai într-un fel mai hotărât, direct, așa. Mai... Da. Și eu zic că se adresează în special un anumit tip de public, care e foarte numeros de altfel, poate cel mai numeros. Da. Ce părere aveți de Patriarhul Kiril? Nu cred că cunoaște... Patriarhul Kiril al Rusiei. Da. Da, da, da. Nu cred că... E un subiect mai mult politic în contextul războiului din Ucraina. Exact. Ce părere aveți despre peștera, mănăstirea peștera Ialomiței Bucegi? Eu n-am auzit, de ea, dar mă gândesc că e frumos. Uite, o idee bună ca să mergem acolo, în pelerinaj. O seară bună, domnul Sorin, și salutări părintelui Radu. Doamna Jenny, când ajunge și la mine la Timișoara? Păi când merge acasă, Adriana, probabil că o să ajungă. Da, e aproape. I-a căzut o piatră de pe munte în cap, așa muri mama Monicăi. A, exact, că nu mai știam exact ce s-a întâmplat. În ziua când a fost la Frăsinei de o călcat granița acolo, cu unde era interzis, i-a căzut o piatră de pe versant. Așa era, da, mi-amintesc. Bună seara, stimați domn părintele Radu, și aduce aminte de bunicul meu preot, îmi aduce aminte de bunicul meu preot, atâta pioșenie și bunătate rară mi-a fost să văd. Doamne ajută! Doamne ajută, să fii sănătoși! De ce spune că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții? N-are nicio legătură cu religia, e o expresie populară din popor, adică probabil că se referă la când trebuie să ajungi la un șef sau la un primar, te mănâncă consiliere și asta n-are treabă cu religia. Dar adică nu ofensează pe Dumnezeu. Expresia e o asemănare, cumva un pic forțată, un pic nepotrivită. Foarte frumos vorbește părinte Radu, am pus pe YouTube, pe televizor și m-am ascultă cu mare drag. Ați sfințit capela de la Frumușani acum în toamnă, e plănuit că vreau neapărat să vină și părintele Ciprian, și a fost tot ocupat vara asta, a avut tot felul de hramuri și pe la Silăstria și pe la Paracli și a fost plecat la Muntele Atos și aștept să se elibereze și probabil că în toamnă sfințim și capela de la Frumușani. Vă rog să-mi răspundeți dacă se pot aprinde lumânări pentru sufletul copiilor.
pentru care s-au făcut întrerupere de sarcină? Nu se pot aprinde pentru că copiii nebotezați nu pot fi pomeniți la biserică, în schimb nu vă faceți griji în privința lor, mai degrabă privința celor rămași care să facă milostenie, să se spovedească, ca Dumnezeu să le ierte păcatele dacă au fost în adins aceste întreruperi de sarcină, dacă au fost avorturi consimțite. Chiar și dacă se face un avort spontan, care femeia pierde sarcina fără voia ei, cum se întâmplă de altfel de multe ori din păcate, se face o rugăciune specială, trebuie să menționez, pe care preotul citește din molitfelnic, da? Și se face o rugăciune la femeia care a pierdut sarcina fără voia ei, o rugăciune specială în aceste cazuri. Cum poate fi crescut un copil într-o familie bogată încât să aibă dorință de succes pe cont propriu și un nivel de modestie? Tot ține de educație, Radu, și de cum îi crești de mic. Și părintele Radu a fost cu mine de mic, de când era el mic, aveam bani și a fost cu mine la Disneyland, la Paris, la New York, a văzut o grămadă, zeci de țări și doar hoteluri de 5 stele, iahturi, avioane private și așa mai departe, dar niciodată nu a fost interesat de partea materială. El din clasa 1 ne-a spus că vrea să facă preot, eu am crezut că e așa, un mofta unui copil, cum zic copiii, că vreau să mă fac inginer, șofer, nu știu ce, și la o discuție în familie, avea 7 ani sau așa, era în clasa 1 și a zis că eu vreau să mă fac preot. Și nu l-am băgat în seamă, nici nu prea mergeam la biserică atunci, nici nu prea eram apropiați de biserică și nu avem așa multă credință ca acum și am zis că e un moft. Și am trecut cu... Iar în momentul când era în clasa 7-a și zic, hai, te-ai hotărât unde mergi la liceu ca să încep să te dau la meditații. Păi ce ți-am spus odată, că vreau să-mi fac preot. Și s-a dus la liceu de teologie, la Radu Vodă, și a făcut liceu de teologie și după aia facultatea. Și încă niciodată nu l-a interesat partea materială, deși eu veneam acasă cu plase de la Louis Vuitton, de la Valentino, cu papuci, aveam zeci de perechi de pantofi în dressing, aveam o menajeră și... Cred că stăteam atunci prin la Alba Iulia Rond, acolo, nu? Acolo am stat. Și când era Radu la liceu și îi curăța pantofii și am văzut că are o gaură așa mare. Și bă, dar zic, mă, știe lumea până ora, zice că am dat faliment, de ce nu spui să-ți cumpăr pantofi noi, uite cât pantofi am eu. Păi ce nu intra apă, că e doar primul strat, nu e și al doilea strat de la pantofi și nu... Îți aduce aminte? Da, asta am uitat complet, am și uitat. Și când am primit 18 ani, am cumpărat un Passat, un Volkswagen Passat nou și după vreo 2 săptămâni venea tot transpirat. Zic, bă, dar s-a stricat, are condiționat, spunem că e mașina în garanție, e mașină nouă. Și zice, nu, dar n-am mai avut motorina aia care mi-a băgat-o când mi-a dat mașina și mi-a fost rușine să mai cer bani și am venit cu autobuzul. Deci, crescut în familie cu mulți bani și de mică, așa. E făcut pentru... Îmi pare rău că e aici la mine de față și că spun asta, dar chiar e făcut pentru meseria pe care o practică. Câtă vreme poate fi păstrat aghiazma luată de la o biserică? Care e cel mai bun recipient de păstrat aghiazma? Bună întrebare! Cel mai bun recipient de păstrat aghiazma este sticla, dar asta nu pentru că i-ar ajuta o să se păstreze, ci din respect. Și e bine să însemnați, tocmai ca să nu se confunde cu alt recipient care conține altceva și tot așa din respect, să o puneți la loc de cinste, nu aruncat undeva prin cămară sau printr-un colț în cameră la întâmplare. Din respect pentru sfințenia acelei materii, da, peste care s-a pogorât Duhul Sfânt în timpul invocării de către preot, în timpul rugăciunii, da, de sfințirea ghiazmei. Și vreau să vă spun referitor la ghiazmă, pentru că ați întrebat cât se poate păstra. Păi se poate păstra nelimitat, în sensul că ea nu se strică, și vreau să vă dau două mărturii, care sunt cunoscute direct de la sursă, nu prin intermediari. O mărturie este că am întâlnit la Ineu acolo la noi o persoană care mi-a spus că are acasă, mi-a și arătat de altfel, aghiazmă de la străbunicul ei, veche de undeva la parcă 86 de ani avea aghiazma aia, scria anul când era, nu mai știu, 1900 și un pic, și a desfăcut doamna respectivă capacul, nu avea niciun fel de miros, niciun fel de aspect altul decât o apă proaspătă scoasă acum din izvor, ca să vedeți ce înseamnă sfințenia, că nu ne jucăm când spunem așa ceva, se dovedește până la urmă și la nivel chimic că s-a schimbat structura. Da, orice apă după doar câțiva ani și câteva luni poate are un miros dacă e stătută, nu? Ei, aghiazma nu. Și apropo, ca o mărturie, acum ca o paranteză față de ce v-am spus, s-a descoperit undeva în Georgia, știu sigur asta, acum câțiva ani, o basilică paleocreștină, ceea ce înseamnă o biserică veche, din primele secole, care, mă rog, a durat, s-a folosit câteva sute de ani,
în cadrul căreia, sau în incinta căreia s-a descoperit un baptisteriu. Ce înseamnă un baptisteriu? Un loc unde se puteau boteza copiii sau adulții care veneau să devină creștini, da? Și în acel baptisteriu s-a descoperit o piatră care s-a dat la o parte și s-a constatat că sub acea piatră se afla un bazin, practic, pentru apă. Și acea apă, care a fost acolo îngropată, probabil, sub piatra respectivă de sute de ani, s-a luat puțin probe din ea și s-a studiat. Și s-a observat că este complet conservată. Deci s-a constatat, se crede că este apă sfințită și că asta ar fi singura explicație pentru care s-a găsit nealterat acea apă, gândiți-vă, după sute de ani. Gândiți-vă că au fost acolo niște dărâmături, că s-a dat la o parte și piatra respectivă a fost dată și ea și sub ea era o cavitate, da, ca un bazin unde a fost această apă și se știe sigur că a fost apă sfințită. Mai mult decât atât, eu vreau să vă spun că am mărturia de la străbunicul meu, care a murit undeva când aveam eu 7 ani și care a fost preot în Ineu, părintele Buțu Ioan. Și mi-a spus că odată a fost invitat, pentru că acolo la noi sunt și catolici și ortodoxi, așa cum sunt în cam tot Ardealul, da, mai mulți catolici decât în alte zone, a fost invitat să facă o slujbă de sfințire a apei împreună cu preotul catolic. Dar fiecare sfințea apa lui, n-au sfințit împreună aceeași apă. Deci au respectat cumva rânduiala reciproc, da? Și a sfințit preotul catolic apa, a făcut și preotul ortodox, fiind străbunicul meu atunci, cu alți preoți ortodoxi, n-a fost doar el, și au sfințit apa fiecare după rânduiala lui, dar o slujbă cumva așa frumos, în comuniune, frățească cumva, da? Chiar dacă era catolic și ortodox, s-au făcut ca să arate așa, că sunt totuși, se înțeleg bine și sunt apropiați. Ei, și au făcut sfințirea apei. Un creștin ortodox de al nostru, că de acolo știa străbunicul meu mărturia, care era cunoscut de-a lui, a fost cumva doritor să ia acasă apă sfințită și de la preoții ortodoxi care au sfințit apa a lor și de la preotul catolic. Și a dus acasă aceste două recipiente, da? Și mi-a povestit străbunicul meu, când eram mic, eu nu-mi povesteam mie, dar povesteam în casă treaba asta, când eram eu în vacanță la bunici acolo și el încă trăia, că vă spuneam că aveam 7 ani când a murit el, povestea că acel creștin i-a mărturisit că se spovedea la el, a mărturisit în cadrul spovedaniei un lucru minunat, care merita promovat sau mărturisit, așa, că acea apă sfințită de la ortodoxi, după mai mulți ani, n-a avut niciun fel de miros, niciun fel de gust, niciun fel de aspect ciudat, arăta ca o apă cristalină, limpede, proaspătă, da? Cum vă spuneam de celelalte cazuri. Ei, și cea de la catolici se pare că nu avea aceleași proprietăți și acum, mă rog, puteți trage fiecare ce concluzii doriți, eu nu învinuiesc și nu atac aici confesional pe nimeni, evident lucrul ăsta, sper. Doar am vrut să vă arăt că e o mărturie, că apa sfințită este chiar cu adevărat cu efecte evidente asupra materiei apei, da? Deci chiar își arată efectele, da. Atât am vrut să spun de... Ce părere aveți despre părintele Vasile Ioan? Văd că și dânsul este pe Muntele Atos acum. Da, o părere foarte, foarte bună, că părintele este foarte activ și în mediul fizic și în cel online și vorbește foarte actual așa pentru lumea de astăzi și e foarte folositor discursul, adică misiunea părintelui în vremurile astea. Sunt convins de lucrul ăsta și cred că dacă îi ascultați intervențiile și televizate și la biserică și pe YouTube și unde mai este părintele Vasile Ioan, o să constatați probabil cam tot același lucru ce vă spun eu. Eu îl apreciez foarte mult. Sunt curios, părintele Radu a avut discuții cu ateiști, ce părere are despre ei? Da, am avut discuții de mai multe ori, mai ales fiind în Norvegia, acolo, în misiunea de acolo, și acolo e ateismul și indiferența religioasă la un nivel, secularizarea, practic, societății de acolo, mult mai avansată, mai intensă decât în România, departe, foarte departe, mult mai departe. Am avut discuții și directe, față către față, și online, pe forumuri, și la telefon, și la biserică, și în mai multe contexte, dar părerea mea este următoare și o să vă spun acum foarte simplu despre atei. Cred că ei nu sunt atei pentru că au căutat pe Dumnezeu din curiozitate și nu l-au găsit, ci cred că sunt majoritatea atei
pe principiu că e mult mai comod așa. Pentru că dacă ești credincios, asta ți implică cumva un efort, te responsabilizează. Parcă nu dormi noaptea liniștit dacă nu ți-ai făcut rugăciunea, nu dacă crezi în Dumnezeu. Nu? Dau un exemplu acum, da, care poate fi așa simpluț, banal, dar este până la urmă, nu? Sau dacă tu crezi în Dumnezeu, simți că ești responsabil să-ți manifesti cumva această credință în chip concret și asta implică un efort și efortul te trage afară din comoditate, din ușurătatea vieții, din versiunea cea mai accesibilă, să zicem, de a trăi, cea mai comodă, cea mai ușoară. Eu cred că nu e vorba de credință și necredință, cred că e vorba de un alt tip de război, acel al efortului și al confortului. Și dacă stăm să ne gândim acum sincer, sincer fiecare, toate manifestările noastre cumva de mică sau mare indiferență religioasă, când am fi putut să nu fim indiferenți, cred că pe asta o conta mai mult, pe ideea de confort. Și dacă e să mergem până la ideea de Toma necredinciosul și vrem să vedem dovezi, da? Dovezi că uite, totuși există Dumnezeu și să vedem cumva așa foarte accesibil și simplu lucrul acesta, i-aș invita pe cei care se susțin a fi liberi cogitători, atei sau mai cum știu ei cum, să încerce să meargă acolo unde se întâmplă minuni în chip recurent, în chip repetativ. Adică, de exemplu, la Ierusalim, e cea mai cunoscută, da? Lumina aceea care o duce Patriarhul Ierusalimului la Sfânta Lumină, la Paști, da? Când este ceremonia de împărțire a Sfintei Lumini, o să observe acei care sunt atei despre care vorbiți dumneavoastră că acea lumină în primele minute, nu doar primele secunde, arde. O vezi, luminează, dar nu are ardere calorică. O pun oamenii pe păr, pe barbă, pe piele, pe haine și e ca găsiți o lumină. Pe YouTube, se da, vede găsi, pe YouTube. Da, exact, poate să vadă pe o YouTube. Filmat adică foarte mult. O filmat pe YouTube, da, exact. Deci nu trebuie să mergeți până acolo, vă uitați doar pe YouTube. Asta zic, dacă cineva este cu adevărat curios și vrea să cerceteze, zice, domnule, eu nu cred în Dumnezeu că nu l-am văzut, nu l-am cunoscut, nu i-am văzut manifestarea în lume. Dar aș fi curios să văd dacă totuși e așa. Hai să vedem cei care l-au cunoscut, ce zic despre asta. Păi hai să văd, uite cum am dat acum exemplu. Uitați-vă pe YouTube să vedeți, așa simplu spus, nu? Cum lumina aceea nu are ardere calorică? Cum se explică asta? Pentru că vine din altă lume acea lumină și până capătă, până acumulează oxigen din aer, nu? Oxigenul dă arderea calorică la foc. Asta o știe orice chimist. Orice fizician, oxigenul face treaba asta și ea, neavând oxigen, pentru că nu provine din lumea noastră, că ar avea oxigen din star dacă s-ar aprinde de la o lumânare sau o brichetă, da? Dar faptul că nu vine din lumea asta, vine din altă lume, ea nu are oxigen. Acum, ca să dăm așa o explicație măcar puțin științifică, dacă e, dar e mult mai departe de asta explicația. Și la fel, în Grecia sunt anumite locuri unde și în alte locuri din lume se întâmplă minuni în chip recurent. Da, de exemplu, la o mănăstire din Grecia, parcă în Kefalonia, dacă nu greșesc eu, dacă se poate căuta pe internet informația, există hram unei mănăstiri, cred că de adormirea Maicii Domnului în august, moment în care maicile de la acea mănăstire ce fac? Ele, din primăvară încă, cultivă crini. Crinii, ca orice floare, cresc, înfloresc, se usucă, da? Se ofilesc, se usucă. Și ele când se usucă, crinii îi taie și pac acolo, într-un depozit, unde îi țin câteva luni de zile, până în august, când îi scot din depozit și îi montează așa uscați cum sunt pe icoană, pe icoana hramului, da? Și se începe privegherea frumoasă, cu tămâie, cu rugăciune, cu cântare și... Ei, în timpul privegherii, noaptea aceea, în ajunul praznicului de hram, în priveghere, în timpul privegherii, întotdeauna crinii uscați reînfloresc pe icoană. Deci treaba asta o puteți căuta să vedeți că se întâmplă. Și se întâmplă în fiecare an. Deci dacă cineva, repet, este Toma necredinciosul și vrea să pipăie și să pună mâna, să zic așa, figurativ, pe manifestarea lui Dumnezeu în lume, să meargă acolo, îl invit frumos să ia un avion când e perioada respectivă, să meargă în Grecia la mănăstirea, să vadă cum înfloresc și crinii uscați pe icoană și să se întrebe cum se întâmplă treaba asta, da? Mai departe, te duceți voi singur ce aveți de făcut. Imediat, că sunt niște întrebări mai stupide, așa, mai de... Nu, lasă-le pe acelea, dacă... Da, imediat, ca să selectez un pic întrebările pertinente de alea stupide. Ai experiență, am selectat întrebări da. Deja. De ce, îți dau exemplu de întrebare... stupidă, de ce să cer bani la tăieri de moți? Moți nu se taie la biserică. Moți e un obicei de ăsta acasă, așa, de tradiție. La biserică se botează copiii. Probabil că sunteți departe de religia noastră ortodoxă și confundați botezul unui copil cu tăierea de moți. Dar nu are legătură cu biserica, întrebarea, în primul rând. De ce să cer bani la mormântare?
Adică de ce este taxă de mormântare? Ca o instituție, plătești o taxă la NAF, la biserică, la... Habar n-am, nu, peste vorba, tot. Nu, e vorba de altceva. La parohie, eu n-am parohie, de exemplu, eu am biserică de spital, la mine nu se fac servicii de gen cununie, boteză, mormântare. Asta se fac la parohie. Și fiecare parohie are un consiliu parohial. Consiliul parohial înseamnă că niște oameni din comunitatea aceea, din orașul sau cartierul sau satul respectiv, își reprezintă fiecare o anumită parte a comunității acolo în consiliu unde se iau împreună niște decizii. Și ei spun, uite, noi avem, de exemplu, de plătit la biserică în fiecare lună curentul, gazul, apa, angajații, eu știu ce alte taxe care mai sunt de plătit, da? Și atunci se pune întrebarea pertinentă, nu, de unde ne adunăm noi venitul ăsta ca să ne achităm acele taxe și facturi? Păi facem înmormântări, cununii, botezuri. Bun. Cum? Cam câte avem pe an? Cam atâtea. Păi cam cât să punem taxe dacă în medie avem atâtea ca să ne putem achita și noi gazul, curentul, apa și alte lucruri? Păi cam atâta. Ei, atunci se fixează în consensul Consiliului Parohial, care e reprezentat de toți, practic, prin reprezentanții lor acolo, toți oamenii din parohie, da? Că atâta este taxa încât ei să se poată susține activitatea, dacă au și ei de plătit anumite lucruri. Cam asta e logica. Eu n-am parohie, dar vă spun cum este acolo unde se află parohie și cum se pretind aceste taxe de mormântare, de botez, de cununie. Da? Deci sunt pentru a-și achita toate cheltuielile activității bisericii, nu pentru altceva. Pentru că preotul are salar, da? De la statul român, de multe ori în parte și altă parte de la protopopia sau din fonduri proprii chiar, și atunci el nu are nevoie de acei bani, nu preotul îi plătiți. Plătiți parohiei, care e ca o instituție cu cui, cod fiscal, da, cu ștampilă, deci aia niște bani care nu ajung în buzunarul preotului. Da. Asta este cu... Imediat. Ce l-a făcut să iubească partea religioasă? Adică cine a fost exemplu, noastră sau soția, noastră sau... Eu sigur nu, pentru că pe vremea aia mă ocupam cu jocuri de noroc, pierdeam nopțile prin cazinouri, eu sigur n-am fost un exemplu, n-am fost un tată de luat exemplu, să zic așa. Soția mea a contribuit foarte mult la educația copilor, eu mai puțin, și probabil că ați vrut să întrebați ce l-a făcut pe Radu să își dorească să devină preot. De unde... Păi a fost ceva... cumva intuitiv, lăuntric, în lăuntru meu a fost o chemare pe care nu pot să o explic rațional, logic. Adică a fost pentru că mi s-a întâmplat cu tare lucru în viață și asta mi-a schimbat mie fundamental concepția sau dorința asta spre preoție. Nu. Cum a spus și tati mai devreme, când aveam 8 ani, mi-am manifestat dorința asta, am spus-o limpede și nu mi s-a schimbat. Și nu, cumva, în tot timpul ăsta nu m-am regăsit, deși m-am încercat pe mine, m-am testat cumva. Ce ar fi să fiu, nu știu, altceva, jurnalist, muzician, știu eu orice altceva, da? Și m-am gândit așa și mi-am imaginat și chiar am, cumva, am cochetat cu astfel de lucruri, în sensul că am făcut ore de canto, am făcut chitară ani de zile, pian câțiva ani. La fel, am făcut și un masterat după teologie care ține cumva de zona jurnalistică, dar nu m-a atras niciodată atât de mult oricare dintre astea și altele pe care le-am mai gândit așa ca ideea de a sluji lui Dumnezeu în felul ăsta. Și de aceea, pentru că și eu am primit binecuvântarea duhovnicului meu expres să fac asta și încurajarea lui încă de ani de zile înainte să fiu preot, mi-am dat seama că nu întâmplător am simțit acea chemare și că a fost de la Dumnezeu. Imediat. E un lucru rău dacă sunt stropite cu aghiazmă animale bolnave? Nu, din contră, e un lucru foarte bun. Nu e un lucru rău. Se recomandă, mai ales cu aghiazmă mare în perioada bobotezii. Preoții au voie să consume alcool? Au voie să consume alcool, că alcoolul nu este ceva interzis, dar recomandarea ar fi pentru orice om, nu? Pentru preoți, nu numai cu măsură, dar e bine să evităm, nu doar preoții, dar acum la preoții e și o chestie morală cumva implicată aici, dar mai puțin băutură din astea tari, adică șoc, știi, șoc. Adică dacă consumi un vin cu măsură sau știu eu ce, nu mă pricep, că eu nu beau alcool
și de principiu că nu-mi place gustul alcoolului, deci că asta chiar nu suport gustul alcoolului, asta e o chestie subiectivă a mea, chiar nu suport gustul alcoolului de niciun fel. Dar și pentru faptul că am un sindrom la ficat care nu-mi permite alcool, cafea, paracetamol, carne deloc, de niciun fel, doar pește mănânc și legume și brânză și ouă, dar carne de altfel nu. Dar în orice caz, alcoolul e tot secretul, și nu numai la alcool, la orice, la orice fel de mâncare, la orice fel de gest, de atitudine, măsura. Adică echilibru, asta e cea mai mare înțelepciune, să poți să ai doza de echilibru necesară în orice. Yes. Dacă tot veni întrebarea cu alcoolul. Da. Ce părere, părintele Radu, de Zodiac? Da, Zodiacul este o invenție inspirată din anumite vechi religii, dar reinterpretată modern, și este un fel de deturnare sau denaturare a studiului astrelor din punct de vedere fizic sau astrofizic. Adică nu numai că studiem mișcarea astrelor, dar încercăm să asociem cu niște întâmplări din viața noastră cum ar putea ele să ne influențeze. Ceea ce este un fel de amăgire predestinaționistă, ca să spun așa, adică predestinarea ce spune? Că există o predeterminare, că ne este scris, ne este destinat, nu să ne fie cumva, indiferent ce facem noi, adică suntem constrânși de un fel de karmă, cum este în orientalism, în hinduism, da? Nu există așa ceva, omul are libertatea dată de Dumnezeu, absolut totală libertate să facă ce vrea cu viața lui, și el, omul, își determină consecințele propriilor fapte în funcție de deciziile pe care le ia. Și dacă stăm să fim chiar foarte sinceri și onești, ne lăsându-ne influențați de vreo doctrină din asta orientalistă sau de predestinare, o să vă dați seama că așa și stau lucrurile. Adică dacă analizăm în urmă ani de zile viața noastră, o să vedem că ceea ce ni s-a întâmplat a fost în mare parte rodul deciziilor noastre, în cea mai mare parte. În cea mai mare parte, n-am putut. Și atunci toată chestia asta cu predestinarea, așa, cumva cade la verificarea concretă cu viața mea sau a ta sau a oricui. Când crezi că o să-l canonizeze pe părintele Arsenie Boca? Cel mai probabil în 2025, alături de ceilalți sfinți mărturisitori din perioada comunistă, care s-a spus că vor fi canonizați atunci, s-a decis de Sfântul Sinod, pentru că atunci se împlinesc, cred că, 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române din 1925. În 2025, deci peste vreo 3 ani de zile, atunci se vor canoniza, cred că în serie, mai mulți sfinți din perioada comunistă, inclusiv, probabil, părintele Arsenie Boca. Că din cauza că durează mai mult explicațiile. Îmi pare rău, dar am încercat să fiu cât de succint am putut și să nu pierd din conținutul pe care l-am considerat esențial. Da. Da. Imediat. Dar au intrat mai mulți acum. Sunteți foarte pregătit, părinte, și aveți o voce balsam pentru suflet, tot respectul pentru familia noastră. De ce apare lumina doar la ortodoxi? Nu știu de ce apare doar la ortodoxi. Păi, de ce apare doar la ortodoxi? Eu pot să intuiesc o explicație și puteți să-mi împărtășiți sau nu gândul, dar vă dau un exemplu apropo de întrebarea asta. Uitați ce mă gândeam acum că ați pus întrebarea asta. Dacă ar veni un cercetător care nu-i creștin de niciun fel, nici catolic, nici ortodox, deci un om imparțial, să zicem un japonez, un chinez, da, dar un cercetător din ăsta, savant, cu istorie, cu interesat de manifestări religioase și vrea să studieze absolut imparțial doctrinele creștine și să spună, stai puțin, din atâtea versiuni ale creștinismului, da, neoprotestantism, protestantism, calvinism, catolicism și așa mai departe, ortodoxie, totuși, din atâtea variante, care ar fi cea care a fost inițial, pentru că el vedea în istorie că la început a fost o singură biserică, n-a fost împărțită, da? Nu erau creștinii împărțiți în mai multe culte sau religii sau confesiuni, da? A fost una singură. Și atunci aș pune întrebarea totuși, acum ei împărțindu-se, care dintre ei a păstrat cel mai fidel creștinismul original, da? Asta ar fi întrebarea de altfel logică pe care și-o pun un astfel de cercetător într-un astfel de studiu, nu?
Și atunci ar studia și ar vedea și ortodoxi, și catolici, și protestanți, și toți, toate sectele și toți. Și dacă ar studia, vă spun, imparțial, da, egal, toate aceste confesiuni, ar observa că singurii care au păstrat nealterată învățătura originară din Biblie, din la Sfinții Părinți, din primele secole, da, din prima perioadă a creștinismului, sunt creștinii ortodoxi. Acum, strict istoric, logic, științific, fără alte încercări de a părtini pe cineva. Așa, imparțial, științific, da? Dacă studiezi istoric lucrurile, o să observi că ortodoxii au păstrat nealterată credința. Și eu cred că și din motivul ăsta, poate că vine lumina doar la ortodox. Este doar părerea mea subiectivă, puteți să o interpretați cum doriți, dar asta e părerea mea. La ce se referă Dumnezeu când spune și dacă o să se piardă cuvântul meu, o să vorbească pietrele? Da, spune Hristos la un moment dat când mărturiseau evrei împotriva lui, acolo la intrarea în Ierusalim, da, de Florii, înainte cu o săptămână de pătimirea lui, de învierea lui, adică în Duminica Floriilor, a intrat în Ierusalim după învierea lui Lazar și strigau toți, lăudau pentru învierea lui Lazar și spuneau Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, da? Erau recunoscători pentru că înviasă pe Lazar după 4 zile ceva nemai văzut, un mor de 4 zile înviat, da? Și erau recunoscători și erau unii care cârteau și ziceau ce strigă aceștia așa? Și atunci el a răspuns și a zis dacă ei nu vor striga, zice lăsați-i să strige, că dacă ei nu vor striga, pietrele vor striga. Adică era nevoie de această mărturisire și iarăși cu o altă metaforă cu pietrele, ziceau cei care îl contestau pe Hristos tot așa, că noi suntem fiii lui Avraam și ni se cuvine nouă să avem adevărul pentru că noi ne ținem de tradiția lui și de învățătura lui Moise, de lege. Ei nu știau că Hristos este chiar Dumnezeu și că El vine să desăvârșească această lege. Ei credeau că este împotriva ei, că este un răzvrătit. Și atunci El vine și le spune, adevărat vă spun vouă, nu vă numiți fiul lui Avraam, pentru că adevărat vă spun, Dumnezeu poate și din pietrele acestea să scoată pe fiul lui Avraam. Adică Dumnezeu poate să facă orice și nu vă revendicați voi ca fiul lui Avraam dacă voi nu vă schimbați viața în funcție de legea dată de Dumnezeu prin Avraam și prin Moise. Pentru că erau de fapt niște ipocriți, erau niște farisei. Aici este, de aici vine ideea de fariseu, adică de ipocrit. Asta, prin asta e criticat și spunea că și din pietre acestea va scoate Dumnezeu pe fiul lui Avraam. Da? Deci sunt câteva asemănări în Biblie între pietre și oameni în funcție de ce vrea Hristos să-i motiveze, da? să se schimbe viața lor. Poți să te mântuiești chiar dacă nu frecventezi biserica, nu ții postele și nu te-ai spovedit niciodată, dar crezi și te rogi în fiecare seară? Numai Dumnezeu decide cine se mântuiește și cine nu, dar ca și răspuns direct la întrebarea dumneavoastră, citind Noul Testament, în special Sfintele Evanghelii, o să vedeți acolo exact de ce este nevoie ca să vă puteți mântui. Și dacă puneți întrebarea cu spovedania, la un moment dat în acea Biblie de care vă spun, o să găsiți în Biblia, da, creștină, da? O să găsiți așa, zice Hristos, apostolilor, v-am dat vouă putere să iertați păcatele oamenilor, să dezlegați păcatele oamenilor, așa încât câte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, câte veți dezlega, vor fi dezlegate și în cer. Deci, apostolii, da, dând mai departe harul acesta al dezlegării de păcate, viitorilor episcopi și preoți, neîntrerupt, înlănțuit până astăzi, dacă tu nu ții legătura cu Dumnezeu prin duhovnicul tău, prin preotul la care te spovedești, n-ai cum să primești dezlegare de păcate. Deci dacă nu vei fi dezlegat de păcate, nu vei fi alături de Dumnezeu, pentru că nu te poți împăca cu El. Deci dacă numai prin preot te poți împăca cu Dumnezeu, prin dezlegare de păcate, în cadrul spovedaniei, mărturisirii păcatelor, e clar că este imposibil să te mântuiești fără biserică. Dar, repet, Dumnezeu nu mai știe cine se mântuiește, dar cele mai mari șanse le aveți informându-vă din Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție, scrierile Sfinților Părinți, cam ce avem noi de făcut în viață ca și creștini ca să ne mântuim. Niște lucruri esențiale, da? Care sunt scrise acolo, sunt deschise oricui spre informare și spre invitația de a le aplica, da. Vă salut, Părinte Radu, și salut și pe domnul Sorin. Sunt băiatul din Cluj, de la Catedrală. Ne-am întâlnit, sunt băiatul cu icoana Serafim de Pirita. Îl cunosc. Mulțumesc și mă bucur că sunteți alături de noi și vă salutăm cu drag. Doamne ajută, mulțumim. Ați fost la Biserica Hagia Sofia din Salonic. Am fost atunci cu Marian Borcea, când am fost la Muntele Athos, la Biserica Hagia Sofia din Salonic. Da, am fost. Chiar a făcut Marian Borcea vlog cu chestia asta. Da, am fost acolo.
când faceți împreună o excursie în Ierusalim, am fost de câteva ori împreună cu părintele Radu la Ierusalim și o să mai mergem, probabil. De două ori am fost eu și tu ai fost de nenumărate ori. Da, am fost de nenumărate ori, de vreo 16, 18, 20. Din alte motive practice și atunci ai în... Am binat utilul cu plăcutul. Am binat utilul cu plăcutul, da. Spuneți că nu mergeți la biserică, ce v-a făcut să vă schimbați părerea? De obicei românul când dă de un necaz o face. Așa, așa exact asta a fost și eu, românul clasic care dă de un necaz. A terminat genii salamul de biscuiți. Mulțumim frumos. Exact asta am pățit și eu, am mai povestit pe alte vloguri și live-uri. Profit de faptul că e părintele Radu aici și lăsăm pe el să mai răspunde la întrebări. Dar exact așa am pățit și eu când mi-a fost mai greu și am dat de necaz și eram în impas și nu mai știam încotro să iau, atunci m-am apropiat de biserică, în ultima instanță. Că doar când, atunci când ești la necaz, atunci încep să spui Tatăl nostru. Nu, până atunci nu ignor tot. Da, asta e doar o categorie de persoane, sunt foarte puține, cea mai mică categorie, cea care vine să mulțumească, să spun așa în glumă, că nu mai poate de bine. Majoritatea sunt cei care se lovesc de pragul celui de sus și atunci când văd că la oameni nu mai găsesc ajutor sau nădejde, devin disperați și când devin disperați își dau seama că se pot uita în sus. Dar prioritar ar fi să înceapă cu asta, dacă ar fi majoritatea dintre ei așa de înțelepți încât să facă asta. Vă spun, asta e cea mai mare categorie, din păcate. Din păcate la propriu, nu la figurat. Și eu am fost ateu până accident serios cu motocicleta, m-am schimbat total după această experiență. Și ce concluzionăm noi din asta? Sau putem concluziona și din asta? Că Dumnezeu îngăduie anumite încercări puternice, zdravene, așa în viață, cum le-am spune noi, încât să fie conștient omul că dacă n-ar fi pătimit acea încercare, și-ar fi pierdut și sufletul și trupul. Așa poate își pierde pentru moment un pic din sănătate, din bucurie, din confort, dar după ce trece impasul, își câștigă relația cu Dumnezeu, spiritualitatea, viața spirituală. Deci. Considerați că a doua venire va fi posibilă sau doar aveți încredere în Sfânta Biblie? Dar bineînțeles că nu este că este posibil, este absolut cert, este sigur. Dacă noi plecăm de la premisa că Biblia nu minte, ceea ce este evident totuși dacă stăm să analizăm lucrurile, e clar că spunând în Biblie Hristos că așa se va întâmpla, e valabil și pentru a doua venire, nu doar pentru celelalte mesaje. Ce părere aveți de cununile pe plajă? Am o părere, să zic, nefavorabilă, în sensul că cei care fac asta, e clar că nu sunt oameni care conștientizează ce este slujba cununiei pentru ei. Pentru că slujba cununiei este o slujbă în care tu vii și ceri din partea lui Hristos sau lui Dumnezeu pe mire sau pe mireasă să-ți devină soț sau soție. Și vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Și tu dacă preferi să imiți un obicei practic sectar, da? De la american, de la, mă rog, alte societăți care nu mai prețuiesc așa mult prezența lor în biserică, care s-au secularizat, dacă preferi să faci pe plajă sau pe ponton cununia, e clar că mai mult te... O faci de formal. Mai mult o faci pentru bucuria de a vedea un peisaj frumos decât pentru bucuria care ar fi trebuit să o ai prioritar să fii înaintea lui Dumnezeu când îți ceri pe soț sau pe soție pentru toată viața. Adică despre asta e vorba. Îți place mai mult lumea decât Dumnezeu. Asta exprim prin faptul că nu faci la biserică cununia. Da. Cum adică biserică de spital? Ce înseamnă biserică de spital? Biserică de spital înseamnă o capelă de spital, o biserică, așa ca orice altă biserică, de obicei mai mică, ca dimensiune, decât una de parohie, care implică să fie acolo un preot slujitor și care va merge zilnic, în rolul pe care îl are, la bolnavi în spital, să le facă rugăciuni la fiecare bolnav din spital, da? Și care va sluji totodată la biserică, unde de obicei vin bolnavi din spital, dacă e posibil, sau de asemenea și alți oameni, alți credincioși care mai vin, să zic, în vizită sau în pelerinaj la acea biserică, dar care nu pot aparține de o biserică de spital, pentru că fiecare om, dacă este creștin ortodox, aparține de o parohie pe raza căreia locuiește, deci cu domiciliu, în jurisdicția căreia se află. Dar biserica de spital ține doar de instituția spitalului de care aparține preotul slujitor de acolo. Asta înseamnă biserica de spital. Eu am mai observat că floarea Paștelui înflorește înainte de Paște cu o săptămână, indiferent de data la care cade. Arată ca un crin. Da, eu n-am auzit de floarea Paștelui, că nu mă percep la flor, dar cu siguranță ceea ce spune persoana respectivă e veridic. Da. Vă admir sincer și vă urmăresc cu mare drag, sunt părinte și eu. Îi învăț pe copiii mei să facă donații cât de mici, să-i învăț să fie oameni. Așa trebuie, da, foarte bine.
Mulți scriu fără rost, nu-i băgați în seamă domnul Sorin. Să aveți pofte, domnul Sorin. Mulțumesc, mi-a dus seramul ăla de biscuiți care a făcut Jenny. Ia să vedem cum... Opa. Am răspuns la întrebarea asta cu ce l-a făcut să iubească partea religioasă, de ce nu plătește biserica nimic la stat? Plătește la stat, oho! Păi gândiți-vă că biserica are... Biserica are angajați, da? Și Patriarhia, și Episcopiile din țară, și parohiile au angajați. Așa cum la angajați se plătește impozit, CEASE, ce se mai plătește la angajați? O grămadă de taxe. Sănătate. Așa, da, CEASE-ul. Așa și fiecare angajat al bisericii, da, îi se plătește către stat acele dări, în mod egal, da. Pentru că are nevoie de acele servicii, nu de spital, de... să-și plătească impozitul ca orice om din salariu, nu să-i se tragă impozitul. Deci și la noi, la biserică, toți angajații au salariu brut și salariu net, ca la orice instituție. Deci plătim taxe. Și multe alte taxe se mai plătesc oricum, adică nu doar astea. Dar nu le cunosc eu nu foarte bine. Nu mai vorbim bine de centre de asistență socială, de spitale, corect, de corect, alte, alte, alte. Care alte, sunt alte, patronate alte de biserică și au angajați. Da. E mai bine că biserica folosește bani în scop caritabil direct și nu trec prin bugetul statului, că acolo, în momentul când dai banii la buget, nu mai ai niciun control, s-ar putea să ducă în, în buzunarele unor șmecheri. Dar așa, biserica are zeci, sute de mii, cred că, de centre de astea sociale, de... Mii sunt, mii. Mii. Și ajută direct. Puteți intra pe Google în orice moment și căutați filantropie BOR sau filantropie Biserica Ortodoxă Română și o să vedeți pe hartă. Concret, direct, exact direct pe hartă, da. Dați Google Maps, la Google Maps căutați centre sociale BOR și vă dă acolo pe harta României și în diaspora, în sănătate, exact cu semnul ăla cu roșu îngustat jos, așa, cu lacrima aia întoarsă cu roșu, da? O să vedeți exact unde sunt, ce fac, sunt spitale, centre de analize medicale gratuite, centre de zi, zeci de categorii de servicii sociale doar sub umbrela bisericii. Și apropo de asta, iar sunt oficiale statisticile, biserica odată pe an, în ianuarie sau februarie, cred, își strânge statistic cam cât s-a investit în anul, în anul trecut în activități sociale exclusiv. Și acum în fiecare an a crescut investiția Bisericii Ortodoxe Române în activități sociale, mai ales de când a fost pandemia și mai mult, exponențial, și acum cu războiul din Ucraina, cu refugiații, la fel, dar de aproape vreo 15 ani, dacă nu mai bine, a depășit întotdeauna 25-30, acum deja vreo 35 de milioane de euro, dacă nu mă înșel, an de an s-au investit de către BOR doar în cazul social. Deci peste 30 de milioane de euro an de an intră în cazul social doar de la BOR. Părinte Radu simte frica de Dumnezeu sau este atât de curat încât nu bagă în seamă dacă greșește vreodată? Cine are frică de Dumnezeu se cutremură să simtă că a greșit, nu? E logic. Deci, omul cu adevărat curat nu mai are acea frică de Dumnezeu, acelui vulnerabil în fața păcatului. Pentru că după ce înfrângi cu virtuțile patimile, ești îmbrăcat în virtuți deja ca om sfânt, om duhovnicesc, deja vechea frică se transformă într-o dragoste curată. Despre asta vorbiți probabil. E o evoluție. Adică ajungi de la starea de a-ți fi frică de iad la starea de a iubi raiul, pentru că ajungi să fii conștient și motivat de ceea ce înțelegi că este raiul, pentru că deja înțelegi, dacă tu trăiești o stare de rai încă de aici, cumva lucrurile se leagă, știți? Adică dacă ești mai începător duhovnicește, ai grijă să te ții cumva așa în parametrii vieții spirituale cum trebuie, să fii bine informat ceea ce ai. A trebuit să ai grijă să faci ca să fii pe placul lui Dumnezeu, dar după ce treci de partea asta, mai târziu, ajungi să o faci cumva intuitiv, să înțelegi de ce sunt lucrurile așa și ajungi să iubești pe Dumnezeu într-un mod curat, pentru că te-ai lepădat de patimi. Și nu poți lepăda patimile decât înlocuindu-le cu virtuți. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Nu poți să spui, de mâine nu mai sunt zgârcit, dacă nu ajungi să faci acte de generozitate. E logic, dacă nu le faci, ești încă zgârcit. Ei, așa e cu orice patimă. Nu ajungi să scapi de patimă până nu înlocuiești, de fapt, cu o virtute și atunci ai scăpat de ea. Părinte Radu, vă salutăm de la Media, suntem familia cu pe care ați miruit-o de Sfânta Maria la biserică de la Ineu. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit pe la noi și că suntem și acum alături și ne bucurăm și vă mai așteptăm pe la bisericuță, la noi de câte ori puteți, pentru că biserica deschisă zilnic, 12 ore pe zi, de 6 ani de când e biserica, permanent avem acolo activitate, dimineață, seara, Sfintele Slujbe. Sunteți născut în 1989?
Da, sunt născut în 89 și chiar în Timișoara și chiar înainte de Revoluția din Timișoara, cu câteva zile. Părintele Radu a petrecut Revoluția din Timișoara în maternitate. În maternitate, vai de mine. Da. Bună ziua din Bermuda. Tocmai am terminat de vizionat cu Damiana Firea Paz prin Istanbul. Mă bucur că v-am descoperit, o plăcere să vă urmăresc, sunteți deosebit. Mulțumesc frumos! Ce părere aveți de Cătălin Oprișan? Am urmărit două, trei vloguri, e un băiat cult, deștept. Unde profesați, dacă se poate, să venim și noi să vorbim cu dumneavoastră? La Biserica Izvorul Tămăduirii din Ineu. Biserica de Lemn din Ineu. Din incinta spitalului orășenesc Ineu. Am plătit pentru mormântarea mamei și destul de mult, obligat să cumpăr și lumânările pentru toți participanții. Așa o fi tradiție acolo la... Depinde de zonă și de... Da. Ce băiat frumos și cu minte, bravo. Părintele Radu, când mai veniți la Catedrala Metropolitană din Cluj? Păi când mai am vreun pelerinaj, eu fac pelerinaj în fiecare lună, cu cel puțin un autocar mergem în fiecare lună, prin țară, da? O pelerinaj de o zi sau maxim două, și când mai ajung în zona Clujului, mai vin, cu drag, vă mulțumesc de invitație. Sunt întrebări care se repetă, nu le mai citesc. Da. De ce se plătește cultul? Am răspuns deja, derulați mai în spate. Părintele Radu, ce taxă se percepe? Părintele Radu, ce taxă se percepe pentru o mormântare? V-am mai spus mai devreme, că Părintele Radu nu are parohie, este o biserică de spital și nu face mormântări, nunți, botezuri, se ocupă efectiv doar de slujbă. Cine are vocație de preot vorbește foarte, chiar are vocație de preot, vorbește foarte rău. Cum păcăm cele 14 miliarde de ani și universul cu anii creației lumii? Bună întrebare. Păi dacă o să întrebați, să spunem, un cercetător, un geolog sau un chimist un pic mai interesat de viața spirituală, și nu sunt puțini aceștia, vă spun din surse sigure, că cunosc eu cel puțin pe unul, o să vă spună că acele datări cu izotop de carbon 14, prin care se datează acele miliarde și milioane de ani care ar trebui să le aibă obiecte sau oseminte sau fosile, o să vedeți că o să vă spună că sunt în multiple întrebări suspiciuni de neconcordanță, da, cu acele cifre, da, vis-a-vis de milioanele de ani. Adică acei izotop de carbon 14 nu sunt atât de preciși cum se crede că ar trebui să fie. Acum, asta e o opinie, dar pe de altă parte este oricum o estimare foarte vagă, pentru că un an înseamnă o rotație a Pământului în jurul Soarelui, nu? Și atunci presupune că acele miliarde și miliarde de ani ar fi atâtea miliarde de rotații în jurul Soarelui. Gândiți-vă că calendarul folosit de oameni este ceva extrem de recent raportat la scara istoriei naturale, extrem de recent. Și atunci, ca să raportezi convenția asta calendarului de azi la miliarde de ani, este mult prea vag și mult prea forțat, mi se pare mie acum, spun așa, nefiind om de știință, dar asta e opinia mea vis-a-vis și de contactul, de discuția cu oamenii de știință credincioși, care mi-au spus grijă mare la aceste estimări cu miliarde și sute de miliarde de ani, pentru că se poate ca acei izotopi de carbon 14 s-a descoperit că dau kicks, ca să spun așa, în multe situații și nu sunt foarte preciși. Pentru cei care se roagă, de exemplu, la Arsenie Boca, contează dacă e canonizat sau nu? Nu contează asta. Că, ca dovadă, în fiecare zi, și azi mi-a trimis o cunoștință de la Prislopi, stătea la coadă, acolo erau zeci de oameni la coadă, azi, într-o zi oarecare, dar încă nu e sărbătoare sau ceva. Am fost și eu la întâmplare, marțea, joia, lunea, e plin de oameni acolo, stai o oră la coadă la mormântul lui. E clar că din evlavia poporului omul este sfânt, se vede lucrul ăsta, că oamenii n-ar veni dacă n-ar primi și răspuns la rugăciunilor, nu vă dați seama. Ce se întâmplă după ce murim, Părinte Radu? Ce se întâmplă după ce murim? Ca să spun așa foarte simplu și din ceea ce se... Se știe din tradiția veche, acum a bisericii și așa. Se desparte sufletul de trup și îngerul păzitor duce sufletul ca să-i arate timp de 40 de zile tot ce a făcut în viață, ca să-i reamintească. După aceste 40 de zile, se face judecata particulară a sufletului, adică sufletul este înaintea lui Hristos și cântărește faptele bune
și faptele rele. Faptele rele, dacă au fost spovedite, nu se mai iau în considerare. Și unde cântărește mai mult? În ce parte cântărește mai mult, ca să spun așa foarte simplu, acolo merge sufletul. Dacă sunt mai multe fapte bune, merge în rai. Dacă sunt mai multe fapte rele, merge în iad. Dar chiar și așa, prin parastase, prin rugăciuni, prin pomenire, prin pomenire la proscomidie, înainte de Sfânta Liturghie, acelui adormit din acea familie, de către cei rămași în viață, acel suflet se poate răscumpăra din iad. Dar, credeți-mă, nu preferăm să fim în acea situație. Preferăm să fim măcar într-un colțișor de rai, cum spuneau mulți părinți ai bisericii, dar să nu fim în afara lui. E foarte important asta. E foarte important. Deci după moarte asta se întâmplă. Este judecata sufletului la 40 de zile până când îngerul arată ce a făcut în viață și apoi sufletul merge în partea în care este, să spunem, mai obișnuit încă din felul cum a trăit în viață. Ce părere are Radu despre identitatea unei legende biblice, cea lui Moise pus într-un coșuleț și pe Nil și cea mai veche și a regelui Sargon și acadienilor? Se referă la faptul că se aseamănă legenda regelui Sargon a acadienilor cu legenda lui Moise și că se presupune că ar fi doar o fantezie cumva care s-a inspirat din ambele, adică s-a inspirat cineva de la altcineva și că n-ar fi veridică mărturisirea din Biblie. Eu merg pe premisa că ceea ce se mărturisește în Biblie este adevărat, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Deci dacă alt popor, altă tradiție, altă cultură, altă religiozitate a folosit un mit biblic sau chiar a fost mai veche decât el, nu spun că este fals. Dar ceea ce este în Biblie este complet adevărat pentru că este cuvântul inspirat de Duhul Sfânt și s-a dovedit în N situații lucrul acesta, s-a confirmat din surse externe că este cuvânt inspirat de Duhul Sfânt față de autorii cărților Bibliei. Deci, da, am întâlnit, dar nu este singurul mit. Sunt multe mituri din popoare păgâne care se regăsesc în Biblie și se spune că poate s-au influențat unii de la alții. Cert este că ce este în Biblie este adevărat, ce au și alții, s-ar putea să se fi inspirat din Biblie sau s-ar putea să fi avut ceva asemănător, chiar într-un mod cumva întâmplător, fără să se fi inspirat din Biblie. De ce le spuneți la neoprotestant secte? Este o denumire, mai multe sunt, denominațiuni, secte, pocăiți, mai zic alții, tot asta înseamnă secte, adică confesiuni, așa zis creștine, care nu sunt autentici în originalitatea, să zicem, creștinismului așa cum a fost el inițial. Da. Și care sunt mult mai noi. Sectele sunt undeva neoprotestanții după reformă, deci secolele 17, 18, 19, chiar 20. Toate sectele au apărut în ultimele secole. Și atunci îți pui întrebarea undeva simplu spus așa. Cine are adevărul? Cel care are o vechime de 2000 de ani sau cel care are 100 sau 200 de ani? Da. La Mănăstirea Marea Labră, în Sfântul Munte, la intrarea în Biserică Mare, poate fi văzut undeva pe tavan și un cer cu cele 12 zodii. De ce? Da, vreau să vă spun de ce. Întâlniți semnele zodiacale, așa zis zodiacale, și la Ierusalim, în niște biserici mai vechi, chiar pe pardoseală, în marmur, acolo sunt trecute, și în alte biserici chiar mai noi, chiar și în București sunt câteva biserici unde o să puteți găsi, sau în țară. De ce le găsiți acolo? Pentru că înainte, timpul se măsura, deci nu erau denumirea lunilor ianuarie, februarie și așa mai departe, iunie, decembrie, etc. Nu se numeau așa, ci era pentru fiecare lună a anului un semn. De ce era acel semn? Pentru că probabil în timpul, perioada aceea din an, se vedea pe cer, când te uitai, constelația racului, a săgetătorului, a fecioarei, etc. Că de fapt sunt niște reprezentări a unor linii care unesc stele și și-au imaginat oamenii că forma aceea a constelației sau a grupului de stele sau de planete seamănă cu ceva, că de aici pornește, geometric vorbind sau zoomorfic, nu? Sau antropomorfic. Și ei ce au zis? Păi dacă în perioada lunii martie apare pe cer acea constelație mai aproape, noi o să identificăm și așa măsurau timpul, că acum suntem în perioada aceea anului. Și au asta sunt. Și de aceea apar și în biserică. Arată cumva că Dumnezeu este stăpânul timpului, nu doar al spațiului. Aici este sensul. Dar el nu ca să îți ghicești viitorul prin el, ci ca să arate că Dumnezeu este stăpânul timpului, care se măsura și prin acele semne în funcție de cum arăta cerul în acea perioadă a anului. Asta este explicația cea mai simplă.
Nu știu dacă a fost părintele Radu la mănăstirea Turnul, unde un preot, parcă dacă mai ții minte, a săpat și piatra cu lingura, nu știu cum mai era. Am auzit de treaba asta, și se pare că un pusnic și-a săpat grota folosind ce avea la îndemână, o fel de lingură de mâncat. Da. Nu știu dacă e adevărat 100% sau nu, dar dacă e așa, e un lucru extraordinar, e o minune, nu? Dacă ar fi așa. Da. Ce înseamnă să te mântuiești mai exact? Să te mântuiești, ca să spun mai exact, este dobândirea prezenței Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi. Este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa cum spune când ne închinăm, ne face semnul Sfintei Cruci și zicem numele Tatălui și la Fiului și la Sfântului Duh. Este Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi, egal Dumnezeu cu celelalte două persoane, cu Fiul și cu Tatăl, este Cel care se împărtășește celor credincioși ca prezență și ca lucrare, dacă tu trăiești după voia lui Dumnezeu, adică tu neascultând de uneltirile, de ispitele vrăjmașului, nu faci altceva decât să îl inviți direct pe Duhul Sfânt să se sălășluiască în tine. Așa cum mărturisește în multe contexte Sfânta Scriptură, că asta se întâmplă. Adică mântuirea înseamnă dobândirea Duhului Sfânt încă de aici și atunci tu, obișnuindu-te, deprinzându-te cu prezența Duhului Sfânt încă din viață, prin faptele tale bune, prin lepădarea de păcate, de patim, prin curățirea prin spovedanie, prin participarea la viața bisericii, da? Prin rugăciune permanentă, zilnică, dobândești Duhul Sfânt și, avându-l încă de aici, îl moștenești cumva, spunând așa, că îl continui în prezența lui în tine și dincolo. Asta înseamnă mântuirea. Să ai starea de mântuire, a dobândirii Duhului Sfânt, a desăvârșirii încă de aici, să o poți continua și dincolo. Sunt născută și botezată în cadrul Bisericii Ortodoxe, dar părinții mei au trecut la o altă confesiune religioasă, de unde eu am decis să mă retrag, dar ei încă insistă să mă întorc. Ce să le răspund? Să le răspundeți că aveți conștiința clară pentru ce ați rămas ortodoxă și că vă simțiți bine în Biserica Ortodoxă și că ei au libertatea să facă ce doresc cu viața lor și cu religia lor și că vă rugați pentru ca ei să fie oameni buni, înțelepți și să arate Dumnezeu cel mai bine și lor care este cea mai bună cale și așa să rămână așa cum le va arăta Dumnezeu, fără să încercați să influențați, să-i atrageți, să-i îndepărtați, nu. Noi suntem liberi, fiecare, să facem ce vrem cu viața noastră și respectăm libertatea și celorlalți din moment ce Dumnezeu o respectă. Deci asta e cel mai bună abordare. Care este cauza pierderii încrederii în religie, de orice fel, în Europa de Nord, de vezi? Da, secularizarea asta care e acum în modernitate. Păi, cred că prima cauză am atins-o oarecum atunci când ți-ați întrebat despre atei mai devreme, cei care ați fost atunci pe live, în sensul că odată ce modernitatea ne oferă lucruri mult mai ușor, mai accesibil, care înainte erau greu de obținut sau cu mult mai mult efort sau imposibil de obținut, când există o ușurătate cumva a vieții, un confort al vieții, e mult mai greu să îți cauți temeiuri religioase de a implica un efort în viața spirituală, pentru că nu e așa că e extrem de atractiv să ai la îndemână atâtea lucruri cu care să-ți ocupi timpul, nu? Anturajele, atâtea pretexte prin care poți să-ți folosești timpul și să-ți-l ocupi. Și atunci, automat, că sunt mai mulți oameni tentați de a nu implica un efort în latura spirituală decât înainte. Și de aici și schimbarea asta radicală în modernitate, încât sunt mai mulți oameni indiferenți religios decât înainte, pentru că înainte, vă dau un exemplu așa, pragmatic și la îndemână, era simplu omul care își cultiva pământul și dacă Dumnezeu nu dădea ploaie, mureau copiii de foame și atunci se simțea, cum să spun eu, cu cuțitul la os. Și dacă nu era postitor, credincios, nu avea un temei religios în viața lui, își dădea seama mult mai ușor decât își dă astăzi seama că nu depindea aproape nimic de supraviețuirea lui la modul cel mai concret. Astăzi, când ai, să zic, salariu și iei pâinea de pe rafa supermarket cu banii câștigați și pe care i-ai oricum, nu mai asociezi că pâinea aia poate ajuns acolo tot datorită meteorologiei pe care nu o poți controla, da? Deci de aici vine secularizarea, din faptul că odată ce crește confortul, scade interesul religios, pentru că interesul religios implică un efort, implică o responsabilizare, ca rândul ei te invite la un efort de a-ți menține o relație cu Dumnezeu. De aici vine factorul acesta secularizant excesiv în modernitate, zic eu. Aș vrea să știu dacă ați fost încântat de decizia fiului noastră de a alege preoția sau dimpotrivă, dacă ați încercat să-l faceți să răzgândească. Am mai povestit, dar probabil că sunteți mai nou aici la mine pe canal. Eu... După ce am terminat liceul, n-am intrat prima dată la facultate, m-au luat în armată pe Ceaușescu, au făcut vreun an 6-7 luni armata și
am vrut să mai rămân un an, un an acasă după armată, ca să pot să învăț și să dau din nou unde am dat primată, dar tatăl meu mi-a spus, zice, o să râde lumea de noi în sat, că tu nu ești la facultate și o rușine și du-te oriunde numai să intri. Și m-am dus la facultatea de construcții în Timișoara, am făcut construcții civile și industriale, știam că nu o să profesez niciodată, chiar dacă era vreo Ceaușescu, și că eu nu sunt genul de om care să fac vreodată ceea ce nu-mi place și știam că voi fi un ratat toată viața. Noroc că a venit revoluția și că am putut să fac afaceri. Și atunci mi-am zis în gândul meu, dacă o să am vreodată copii, o să-i las absolut ce vor ei să facă. Dacă vor dansatori la bară, orice absolut îi las să facă ce vor ei. Și mi-am impus chestia asta și copiii mei și-au ales meseria pe care au vrut-o ei și au dorit-o, n-am încercat să influențez cu nimica. Pentru că la noi e mentalitatea asta, era mai mult pe vremea Ceaușescu, dar am mai auzit și acum cazuri, chiar în zilele noastre, în care dacă părinții sunt medici, copilul trebuie să facă medic, chiar dacă nu are nicio inclinație, chiar dacă leșină când vede sânge, dacă părinții sunt lăutari, trebuie să fie și copilul lăutar, chiar dacă nu are ureche muzicală, îl dă 20 de ani la pian și după aia cântă pentru o cârcimă de aia obosită, adică lăsați copiii oameni buni să facă ceea ce vor ei, ceea ce își doresc, pentru că numai dacă faci ceea ce îți place ție, atunci poți să faci performanță. Dacă faci ceva obligat de mediul în care ești sau de părinți sau de ceva, poți să fii toată viața mediocru și niciodată nu o să scoți capul din mulțime. Da. Cele patru evanghelii au fost alese de împăratul Constantin, celelalte au fost arse. De unde știm că le-a ales pe cele corecte? Nu, informația e falsă. N-a ales împăratul Constantin cel Mare cele patru evanghelii în canonul nou testamentar, ci între canonul nou testamentar a circulat despărțit cumva, da? Timp de aproximativ 3 secole, din secolul I până la jumătatea secolului IV, fără să fie acest compendiu nou testament. Adică Noul Testament are 27 de cărți, evangheliile, epistolele și Apocalipsa, da? Ei, și aceste 27 de cărți au circulat separat, timp de aproape 300 de ani. N-au fost prinse împreună. Când au fost prinse împreună? Au fost prinse împreună și alese ca atare în această combinație abia în anul 362 la sinodul de la Laodicea, din Asia Mică, unde s-a zis așa, a început să apară erezii în biserică. Ce facem, oameni buni? Cum ne reprezentăm noi credința într-un mod coerent, omogen, practic și cât mai expresiv pentru ca să se vadă, știți, ca o carte de vizită a bisericii. Cum se descrie credința noastră? În cărțile creștine, așa zis creștine, care circulă în toată lumea creștină, care ne-a reprezentat pe noi cel mai bine? Și s-au pus sute de cărți pe masă. Oamenii au stat câteva luni de zile, câteva săptămâni acolo, multe, și au făcut o selecție, da? Și în urma acestei selecții au fost alese 27 de cărți care să fie prinse alături de Vechiul Testament, care era deja de sute de ani, și să constituie împreună un compendiu unitar, da? Compact. Și așa a apărut Biblia, în forma pe care o vedeți, abia în 362. Deci atunci a fost alese și implicitele patru evanghelii, că de aici a plecat întrebarea, în 362, în această combinație cu restul cărților, da? Nu la Constantin cel Mare, care a trăit mai devreme cu câțiva zeci de ani. Imediat că am foarte multe mesaje și am... Era de la 900 de persoane, cred și eu că apar multe. Greu să ținem pasul. Am citit asta, mai ajuns cu Evanghelie. Întrebați-le ce s-a făcut freot. L-am întrebat deja, dați derulați în spate. Sunt preoți în România care au devenit atei? Eu n-am auzit. Am auzit de... cine știe? Am auzit de un caz. Dar... ferească Dumnezeu de așa ceva. Sărmanii oameni. Cum ne putem iubi și dușmanii? Lăudați să fie Iisus Hristos. Cum ne putem iubi și dușmanii? Da.
depășindu-ne orgoliu și ego-ul personal, cred că asta ar fi răspunsul, dar asta nu e o teorie, trebuie pusă în practică. Uite, spunea Părintele Paisia Gheoritu, Sfântul Paisia Gheoritu, că e canonizat, ca să-ți iubești dușmanii ai nevoie de smerenie. Și zice el, cum se dezvoltă totuși smerenia? Se dezvoltă smerenia doar atunci când, pe nepregătite, fără preaviz, cum se spune, pe neașteptate, te întâmpină o tulburare, o provocare, o nedreptate care ți se face de altul. Și în momentul când tu ți-ai propus, uite, eu vreau totuși să încerc chestia asta cu iubirea de vrăjmași, cu iubirea dușmanilor, cum să fac? E, când îți propui chestia asta, trebuie să înțelegi că singura șansă să-ți dezvolți această putere de a trece peste nedreptatea făcută și a răspunde răului cu bine, singura ta șansă este nu să-ți programezi această dezvoltare într-un ritm susținut care să depinde de tine, nu depinde de tine decât atunci când ești provocat pe neașteptate, ești tulburat, ești nedreptățit și tu, văzând în asta deja o ocazie bună ca să-ți pui în aplicare planul de a-ți iubi dușmanii, de a-ți învăța, de a-ți deprinde lucrul acesta, încerci, te străduiești cât poți de mult să-ți reprimi acel instinct de a răspunde cu revoltă la nedreptatea pe care ai primit-o sau care ți s-a făcut. Ei, cam asta ar fi strategia. Profitați de momentele când sunteți provocați și nedreptățiți și tulburați de alții și folosiți-le în avantajul vostru și de fapt și în avantajul celuilalt, pentru că dacă nu răspunzi răului cu roși, nu pui paie pe foc, îi dai o lecție pe cinste de creștinism autentic trăit și celuilalt, nu doar că îți dezvolți tu smerenia. Deci smerenia de a nu răspunde răului cu roșu se dezvoltă numai profitând de ocaziile care vin pe neașteptate și în care ești nedreptățit. Asta e cel mai direct răspuns și cel mai sigur. Ce părere aveți despre biserice construite din donațiile unor oameni corupți, dovediți? Da, nu-i momentul sau prilejul nostru să judecăm acum lucrul ăsta și nici calitatea noastră de oameni să judecăm. Dumnezeu știe cum se judece pe aceia și pentru păcatele făcute înainte, să zicem, de a construi acele biserici și pentru fapta bună de a fi construit bisericile. Deci, nu în calitatea noastră de oameni să judecăm, în general nimic, cu atât mai mult lucrurile acestea complicate, da? Așa putem să spunem și că la înmormântarea lui Pablo Escobar au venit mii de oameni pentru că au fost niște săraci pe care i-a ajutat enorm de mult. Și acum pune-te în locul lui Dumnezeu. Ce nenorocire de crime au făcut omul acela prin faptul că a vândut droguri la sute de milioane de oameni. Prin el au murit oameni drogați, dar au făcut și fapte bune. Nu e în capacitatea omului să judece așa ceva, evident. Și atunci lasă-le pe Dumnezeu să judece lucrurile astea, nu? Asta e unul din problemele mari, foarte mari și tot încerc să mi le repar, păcatul ăsta de a judeca oamenii, încă nu pot să scap de chestia asta, mă străduiesc și tot mă spovedesc și după aia iarăși judec oamenii și iar îmi dau cu părerea și ăsta mă macină foarte rău păcatul ăsta cu judecatul oamenilor. Apropo de păcatul ăsta, scuză-mă că vreau să fac o mică completare, că poate fi cuiva, poate de folos dacă încearcă să pună în practică, încercați să nu să vă anulați complet, să vă suprimați instinctul de a răspunde la ceea ce vă surprinde neplăcut la ceilalți, să-i judeca. Dar nu judecați la modul că uite ce a făcut ăla, gândindu-mă că eu n-aș face așa ceva. Nu lasă să vă gândiți. Gândiți-vă, convertiți această energie îndreptată în sensul de a judeca într-o atitudine de genul compătimitor. Sau, vai săracul, uite ce rătăcit e, vai sărmanul de el că nu și-a dat seama că. Genul ăsta, adică nu vă reprimați, că e foarte greu să-ți reprimi chestia aia. La început e mai ușor să-ți o convertești într-un alt sens. Adică în loc să spui, ia uite-l și pe ăla, spui, vai săracul că uite că nu știe sau uite că nu se prinde și el ce să facă cu situația asta, uite ce a făcut că săracul nu se pricepe. Sau cumva asta să fie mesajul gândului vostru, nu neapărat că ia uite-l și pe ăla ce a făcut, vai, vai, vai. Adică asta e, cumva încercați să convertiți într-un sens compătimitor și nu judecător atitudinea. Părinte spunea, cea mai importantă zi din viața unui om este cea în care se naște, iar a doua este cea în care află de ce s-a născut. Da, foarte frumos. Am auzit chestia asta și mai spunea părintele Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog al secolului 20, nu doar din România, din toată lumea ortodoxă, e considerat românul nostru Dumitru Stăniloae, părintele Dumitru Stăniloae, spunea că viața omului este timpul dintre chemarea lui Dumnezeu, care este nașterea, și răspunsul omului, care e trecerea în veșnicie. Și conținutul acestui răspuns depinde de conținutul vieții noastre.
Religia care iubește, ajută, hrănește, liniștește sufletul este cea adevărată. Când, da. Când mi-a fost greu, m-am apropiat de biserică, am depășit acel greu cu ajutorul preotului. Da, ceea ce spune dumneavoastră că religia care da, se relevă a fi adevărat e cea care o simți, dacă îți ajută viața și că evoluezi duhovnicește, asta arată cumva și vorba aia românească, că pomul după roade se cunoaște. Da, deci vreți să verificați că funcționează tipul de viață ortodox pentru voi? Verificați-l pe pielea voastră. Aveți curajul să verificați ce se întâmplă. Uite, citesc o evanghelie, da, mi-a o oră să zic, citesc prima evanghelie, Evanghelia după Matei. Păi hai să-mi conspectez concret niște sfaturi de acolo, ce se întâmplă, ce îmi spune Hristos să fac, păi cam asta, asta, asta. Hai să vedem ce pot să fac din asta, hai să le aplic în viața mea, hai să încep să le practic. Și apoi să stau, să studiez un pic, să fiu sincer, totuși ce efecte a avut asupra mea această schimbare? M-a ajutat? Mă simt mai bine? Verificați pe voi orice, dacă sunteți cu adevărat curioși. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de oameni atotștiutori, extrem de plini de capacitate de asta spirituală, nu știu cum. Nu, are nevoie de oameni deschiși, curioși, care să nu fie autosuficient, să nu fie mulțumiți de sine, pentru că ateismul și indiferentismul religios și plafonarea asta, vă spun, nu vine, cum spuneam mai devreme, de cei care au căutat viața religioasă și n-au găsit-o, ci de la cei care nu s-au sinchisit să o caute din comoditate. Asta este. Au fost autosuficienți. De ce se îmbracă preoții negru? Simbolizează lucrul acesta cumva neancorarea în cele lumești, ca să poți fi concentrat la cele spirituale. Adică culoarea neagră e cumva ceva care ține de pocăință, de lepădare, de lucrurile deșarte, trecătoare, neimportante. Sau cumva exprimă o chestie de echilibru, adică nu mă dezic de lume, dar folosesc lumea atâta cât îmi este ca un instrument pentru desăvârșirea sufletului, pentru dobândirea Duhului Sfânt, pentru mântuire. Deci această haină lungă care acoperă trupul până jos, care este neagră, arată nu lepădarea de fiziologia mea sau de ce mă înconjoară, de cele lumești, de trup, de lume, ci cumva o încercare de a controla ceea ce mă înconjoară și inclusiv trupul meu în sensul de a fi de folos mântuirii mele și a celor din jur. Da. Și călugării, adică ați văzut, căldulama călugărească și la fel și reverenda preoțească, exact asta exprimă. Donațiile din jocuri de noroc sunt acceptate de biserică? Donațiile din jocuri de noroc? În general, donațiile din afacerile care sunt păcate, de exemplu, dar eu zic oție, așa, furtul, jocuri de noroc. Sincer să fiu, doar și eu am cutie de donații în biserică, nu scrie nimic pe ea, dacă vrea cineva să facă o donație, se prinde că acolo se pun donații. Mie nu place să nici să scriu despre bani sau puneți aici donații, nu, pun cutia, dar vreau să spun că dacă la mine la slujbă sau în afara slujbei intră cineva în biserică și pune o donație, eu de unde pot să știu cum a obținut omul acela banii sau cum ce asta lucrează? Deci eu așa, poate bun, dacă ai ști, și zic că bine, unul domnule, am câștigat jackpot-ul la păcănele, ia și matale jumate, dă-mi bani. Eu, sincer, eu nu i-aș primi. Eu nu i-aș primi pentru că, știi cum e, exact ca la Sfântul Apostol Petru, când recomanda acolo undeva, dacă știți în epistola lui Petru din Biblie, că erau la început creștinii cu păgânii în același oraș și mai se invitau unii pe alții la masă. Și păgânii de multe ori aveau pe masă bucate așezate care proveneau din jerfele idolești aduse la templu. Eu știu ce, animale sau așa care se duceau la templu. Și ei mai unii ori aveau permisiune de a mânca acele bucate din jerfele aduse la templu. Și zicea acolo așa, dacă știți că sunt din jerfe, nu mâncați, dar dacă nu știți, pentru conștiința voastră nu păcătuiți cu nimic. Deci eu dacă știu că sunt niște bani cumva obținuți într-un mod necurat, eu nu pot să-i primesc. Nici pentru mine personal, nici pentru biserică. Cu atât mai puțin pentru biserică. Deci asta e răspunsul. Dacă eu nu știu de unde sunt, nu știu. Dar dacă știu că sunt, eu știu, din ce păcate obținuți, eu nu pot să-i primesc, pentru că îi consideră bani necurați. Asta nu numai eu spun asta, asta o spun de la cei care au mai pus problema exact asta și am ascultat-o și am auzit cum se abordează această problemă. Deci eu nu vă dau mai departe cam ce ar face orice preot conștiincios în situația asta. Da. Ce părea Dumnezeu despre războaie, dacă El este întruparea binelui, de ce sunt războaiele în lume? Și să nu uităm că cele mai multe războaie au fost pe teme religioase. Da, cele mai multe război au fost pe teme religioase, nu pentru că și-a dorit Dumnezeu asta, ci pentru că oamenii au fost dezbinați între ei. Dumnezeu nu a promovat niciodată violența și
se poate dovedi citind la sursa cea mai de prim rang felul lui Dumnezeu de a fi, adică Biblia. Dacă citiți Biblia, o să vedeți că Dumnezeu n-a dorit niciodată niciun fel de război, în niciun context. Nu a vrut violență, ucidere, bagiocorirea ființei umane. Asta vedea doar diavolul. A, că diavolul folosește neputința omului pentru a-l sminti și a-l întoarce cumva, a-i denatura aspirațiile spre a-i pune pe oamenii unii împotriva celorlalți, asta e cu totul altceva, dar asta nu e planul lui Dumnezeu. Asta este manifestarea libertății omului într-un sens impropriu față de rațiunea adevărată, cum a lăsat Dumnezeu să fie omul. Asta e explicația pentru război. Dumnezeu nu le dorește, e clar că nu le dorește, dar oamenii din neputința lor le creează. Și Dumnezeu, cum să spun, dacă și-a asumat libertatea de plină, a dat omului libertate să facă ce vrea cu viața lui, asta este libertate, asta e rezultatul libertății folosite neînțelept. Războaiele, conflictele, dezbinarea între oameni, astea sunt rezultatul folosit. Și probabil trebuie să plătim niște păcate, adică Dumnezeu îngăduie există, ca să... Există niște încercări care vin cumva ca să le plătim aici și nu dincolo, că dincolo nu se mai încheie plata. Cum se zice, nimeni nu pleacă de aici cu datoriile, adică neplătite. Da, sau dacă pleacă, le plătește dincolo, dar ar fi foarte nefavorabil pentru așa persoană. Fac o paranteză, când a fost nebunia asta cu pandemia, anul trecut am fost la Muntele Atos, ai fost cu mine anul trecut, în octombrie, la Muntele Atos, ai fost, parcă, am fost, da? Când a fost Marian Borci atunci, când nu? Am fost pe Aton, nu? Era COVID-ul, pandemia în floare, se purta mască peste tot în Europa, pe stradă, în România, și în restaurant, dacă te ridicai de la masă și mergeai la toaletă, purtai mască. Și am întrebat un părinte de ăsta, văzător cu duhul, cum se zice, un părinte modățit, un călugăr de la Muntele Atos, pe care îl cunosc și e român și vorbește românește, zic, părinte, cât mai ține nebunia asta? Păi ce e pe sfârșite? Zic, păi de ce e pe sfârșite? Pentru că s-au atins de copii. Dumnezeu îngăduie să li se facă rău adulților sau pentru ca să-și plătească niște păcate, dar Dumnezeu nu îngăduie să se atingă nimeni de copii. Și în momentul când vorbeam cu părintele, atunci au început să zică că e bine să vaccinăm copiii, că e bine să nu știu ce, și mi-a zis părintele, zice, până în Paște, adică eram în octombrie anul trecut când am fost în NATO, zice, până în Paște se va termina cu chestia asta din cauza că au vrut să se atingă de copii. Și într-adevăr, până în Paște, până în aprilie s-au ridicat toate restricțiile și măștile și absolut tot. A dat adică, și motivația din spate. A dat și motivația. Da, corect. Până la copii. Din păcate sunt foarte mulți preoți care nu au har și o fac ca pe o meserie aducătoare de venituri. Nu cred că e nevoie de mijlocirea unui preot ca să fie în comuniune cu Dumnezeu. Nu e adevărat. Toți preoții au har și sunt unii care, smintiți fiind și neconștienți de misiunea lor, o fac exact cum a spus dumneavoastră, dar atenție mare. Dacă mergi și îți plătești impozitul la ghișeu și te enervează funcționarul de acolo, nu înseamnă că nu-ți mai plătești impozitul. Nu mai mergi când e ăla pe tură, mergi când e altul pe tură. Ei, să știți că așa cu exemplu ăsta, așa banal aparent, vă pot spune și eu că sunt enorm de mulți preoți în România care sunt exact cum trebuie și câțiva dintre ei sunt extrem de căutați și de solicitați pentru că sfaturile pe care le-au dat dau foarte multe rezultate și atunci oamenii vorbesc. Uite, am fost la cutare și chiar m-a ajutat când am făcut ce mi-a spus. Hai, vino și tu. Și așa, uite, sunt părintele Ciprian Grădinaru în București, părintele Justin Miron de la Oașa, părintele Ștefan Negreanu la Arad, părintele Ciprian Negreanu, fratele lui la Cluj, la Iași, iar la Suceava, cred că în aproape toate județele sunt niște preoți cu extraordinar de mult rod în activitatea lor. Deci, dacă v-au dezamăgit niște preoți, nu considerați că toată biserica este așa. Orice pădure cu uscăturile ei și ei vor da răspuns înainte lui Dumnezeu pentru neglijența din activitatea lor, e clar. Dar căutați că sunt preoți cu o atitudine așa cum ar trebui față de oameni și care chiar o să vă impresioneze prin felul cum își fac, să zic, această misiune. Da, vă rog să îi căutați, v-am și dat câteva exemple, acum nominal puteți să căutați informații pe internet, vedeți unde îi găsiți, da? În funcție de zona din țară unde sunteți mai aproape, mergeți și îi căutați. Vă rog frumos și o să vedeți cum este cu adevărat un preot așa cum îl vrea Dumnezeu. Și în concediu tot în sutană, derulați, probabil că ați intrat mai târziu și am răspuns la întrebarea asta. De ce nu are Radu parohie? Pentru că acolo, când a venit din Norvegia, postul ăsta i s-a oferit de către episcopie și asta era liberă și l-a acceptat
și își face misiunea și... Și mai e un motiv, un motiv de context. Eu îmi doream foarte mult să sunt atașat în mod special de orașul Ineu. Acolo am copilărit, acolo am fost toate vacanțele, de la început până la sfârșit. Stăteam câteva luni pe an, toată viața am stat la Ineu în vacanță. Și cât am fost la școală cu părinții, la București, așa, am stat în vacanță la Ineu, la bunici. Fiind foarte atașat, mi-am imaginat cumva că mi-aș dori să-mi petrec acolo viața în cea mai mare parte. Și am căutat, venind din Norvegia, din misiunea încheiată acolo, să vin cât mai aproape de Ineu. Și am zis, uite, aici în Ineu știam că de ani de zile este o fundație lăsată, necompletată, de biserică, de spital. Și am propus episcopului, când am venit la el, zic, mi-ați dat binecuvântare ca să rămân la Ineu și să mă ocup eu de bisericuță. Și până la urmă a acceptat. Și așa că eu, prin motivul de a fi la Ineu și văzând și că sunt în domeniul ăsta și mă pot ocupa de o biserică ce avea nevoie să fie ridicată, să mă implic în acel proiect, așa a venit ocazia și oportunitatea și situația să fiu la biserică de spital și nu la parohie. Dar n-am căutat în adins asta. Așa s-au potrivit lucrurile. Bună seara, vreau să vă întreb cum comentați închinarea la icoane sau moaște sfinte? Unde scrie în Biblie? Da, nu scrie în Biblie expres, închinați-vă la icoană, închinați-vă la moaște, dar din context, din foarte multe situații prezentate în Biblie, sunt astfel de manifestări religioase față de obiecte de cult. De exemplu, în Vechiul Testament, chiar înainte de creștinism, deci la vechi evrei, în Vechiul Testament, exista chivotul legii, da, erau niște heruvimi acolo confecționați ca niște statui din aur și multe alte obiecte de cult. Ce se întâmplă cu icoanele? Să stabilim clar un lucru. Nu ne închinăm la materialul, la substanța din care e făcută icoana, da? La materie, adică la lemn, la pictură, la sticlă, eu știu ce material o fi folosit la confecționarea icoanei, ci ne adresăm, de fapt, în comuniune intrăm cu persoana, cu persoana sfântă care este zugrăvită în icoană. Vă dau un simplu exemplu. Când aveți o poză cu cineva drag, acasă, de care vă este dor și care poate va veni, e plecat, eu știu, undeva sau chiar a trecut la cele veșnice. Spuneți-mi, contează pentru dumneavoastră hârtia, cartonul, rama pozei pe care o aveți acolo sau persoana, chipul ei, ochii, ceea ce vă amintește cu drag de momente petrecute împreună cu acea persoană. Ei, gândiți-vă cam așa, Sfinții Bisericii, Maica Domnului, Hristos, care sunt în icoane, astfel de relații avem noi cu ei, cu acele persoane și nu cu materia din care e făcută poza sau icoana. Pe de altă parte, cu Sfintele Moaște, sunt atât de multe minuni săvârșite la Sfintele Moaște, inclusiv existența lor în sine este o minune. Păi gândiți-vă ce se întâmplă cu omul, se descompune, rămân numai oasele, mănâncă viermii. Și atunci, gândiți-vă, ca să zic așa în ghilimele, ca să vă spun foarte frontal, ce coincidență că exact oamenii despre care s-a știut că aveau o viață sfântă, despre care s-a știut așa notoriu că erau mai curați, mai sfinți, mai cuminți, așa, ce să vezi că nu le putrezesc trupurile unora dintre ei și că mai mult decât atât când sunt descoperite, de multe ori se arată într-un vis, într-o vedenie unui om cu viață curată, că sunt acolo și chiar dacă n-au mormântul însemnat, se descoperă. Și nu numai că nu miros urât, nu numai că nu sunt descompuse să rămână oasele, ci sunt perfect întregi, da? Și sunt frumos mirositoare și se vindecă bolnavi care se ating de ele. Deci cum să nu credem în importanța și în lucrarea și în prezența Sfinților Moaște dacă noi vedem aceste mărturii și aceste evidente și permanente și repetate în mod recurent minuni care se fac la fiecare evenimentul de sânt aduse spre cinstire Sfintele Moaște sau la bisericile unde sunt permanent spre cinstire lăsate acolo. Gândiți-vă câte minuni se fac an de an la Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. De ce vin atâția oameni? Pentru că n-au primit vreodată un răspuns de la ea. Tocmai prezența acelor sute de mii de oameni care vin anual la Sfânta Parascheva, și este doar un exemplu din multe altele, arată că ceva se întâmplă acolo, că nu veneau ei așa, că nu li s-a întâmplat nimic ca să mulțumească acum, nu? E logic. Câți ani are părintele? 32. 2. Era să zic 3, dar în decembrie 33. Deci, da, exact. Încă nu. Câteva luni. Ce părere aveți despre materialul postat pe YouTube cu de recorder? Recorderul și-a cerut scuze, au spus că a fost o defăimare gratuită. Biserica a dat în judecată, deci e o poveste mai lungă. Sadhoguru Yoginu, care a studiat toate religiile, a ajuns la concluzia că tot ce a zis Iisus și dacă e
urmăm cuvintele tot ce avem de făcut în viață, a găsit perfecțiune și sens doar în vorbele lui. Da, 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 cum a fost, da, mai sunt și alți orientaliști, budiști, yoghini, hinduiști care au ajuns la aceste concluzii și nu-i de mirare. Nu-i de mirare, cum a fost și cu părintele Paisia Gheoritu, cu acel yoghin care i-a demonstrat cum ridică piatra cu mintea, cum vede prin perete și părintele făcea cruce pe piatra, nu mai ridica, făcea cruce pe perete, nu mai vedea prin el. După care dracii care îl ajutau să facă treburile astea, l-au aruncat într-o râpă acolo undeva și părintele a ridicat, în fine, au mai vorbit, au discutat multe, omul era șocat, nu-i venea să creadă și până a devenit creștin yoghinul ăla. Am spus așa foarte pe scurt, la întâmplare mai... Domnul Sorin, lăsați să comenteze doar abonații, nu știu de unde, dacă știți voi, spuneți-mi că nu știu de unde se dar face setarea asta. Dar nu să comenteze și alții, că așa nu mai apucă să nu, se aboneze. Nu, zic oamenii că au intrat o grămadă de sectanți pe aici care susțin astea, dar le-am răspuns și sectanților, nu ne deranjează. Vorbim cu ei, că doar nu avem nimic cu ei, iubim pe toți oamenii. Uite, abia am învățat ceva, dar cu vicile, exemplu, fumatul tot la fel trebuie înlocuit cu o virtute? Da. Fumatul trebuie înlocuit cu o preocupare, așa încât când n-ai ce face să nu te gândești așa de repede și de ușor la fumat. Acum eu nu pot să dau sfaturi în asta pentru că nu am trecut printr-un proces de părăsire a un astfel de viciu, n-am fumat niciodată. Dar tot ce știu este că dacă ai un viciu și vrei să te scapi de el, pe lângă efortul extraordinar care trebuie susținut pentru a scăpa de acel viciu, e cumva nevoie să te distragi cumva strategic de la el, adică să-ți găsești ceva plăcut să faci încât să uiți mai ușor și apoi trecând timpul să se purifice, să-i dai timp trupului să se purifice cât timp ești tu atent la altceva. Eu cred că asta e o strategie foarte bună cu orice fel de viciu și da, trebuie să locuiești cu o virtute, pentru că tu când ai un viciu îți folosești foarte mult energia în direcția aia și acea energie o poți retrimite în alt sens, în alt sens constructiv. Când ceva nu este ziditor, constructiv, care nu dă roade pentru binele tău sau pentru sănătatea ta, e clar că nu este ok, nu este bine. Știți pe cineva, cunoașteți pe cineva din Sâmbăteni? Din Sâmbăteni? Da, este... Nu cunosc, cred că, pe cineva anume, dar știu că e în județul Arad, parcă e, da. E localitatea asta Sâmbăteni, pe lângă Arad, acolo. Domnule Radu, sunt curios, dumneavoastră aveți vreun hobby, ce vă place să faceți, de exemplu, sunteți microbist? Nu sunt microbist, nu m-a atras așa, nu am nimic cu cei care sunt microbiști, dar nu m-a atras pe mine să mă uit la fotbal. Da, am hobby, muzica, instrumentele, mai cânt la chitară, mai îmi place să citesc în timpul liber, că hobby-urile sunt în timpul liber. Deci ce fac eu în timpul liber? Cam asta. Citesc, mă uit la documentare interesante, ascult conferințe ale unor părinți mai îmbunătățiți duhovnicește, încerc să învăț ceva de la ei, lucruri de genul ăsta. Și mașinile, de când era mic Radu și cumpăram reviste cu mașini, știa absolut totul despre mașini, de tipul, de motorul. Și de asta, da. Deci unul din hobby-le... Hobby-urile, da. Da. Asta am uitat să menționez, n-am uitat în adins, n-am omis în adins, chiar am uitat, dar e adevărat, așa e. Ce părere aveți de Nostradamus sau de prezicerile lui Arsenie Boca încep să se adeverească, se pare? De Nostradamus puteți vedea niște documentare foarte bune despre Nostradamus, care sunt, cred că, pe 2CV-le și pe National Geographic, mai ales alea de pe 2CV-le, sunt foarte obiective. O să vedeți că omul a cam zbârcit-o, ca să zic așa, cu multe chestii. Și nu e chiar așa de demn de crezare. Dacă a urmărit părintele Radu fenomenul politic din România, oare a văzut ceva conducători cu frica lui Dumnezeu? Există așa ceva? Chiar nu vreau să mă pronunț, pentru că omul, cum se zice, sufletul omului că e conducător, că nu e conducător, îl știe numai Dumnezeu. Deci nu pot să spun despre un om cât e de credincios. Nu sunt eu să evaluez, cu atât mai puțin. Da, noi vrem să avem conducători credincioși, evident, de ce. Dar eu să spun acum, să dau un răspuns, să evaluez cine este și cât. Nu e în măsura mea. Stai că mi s-a închis de tot bateria la telefon, să intru intri de pe tabletă. Live de pe tabletă. Asta am și eu aici, imediat. Dacă vrei să ții mai ușor. Nu, e ok. Numai să merg în spate.
cum se poate șterge o karmă de neam prin rugăciuni? Păi, în primul rând, cum am spus și mai devreme, poate n-ați fost atunci, cu siguranță, am discutat despre predestinare, despre așa zisa karmă în stil orientalist, cum este numit în hinduism, e karma, adică un fel de predestinare, că ți este scris să fii așa și nu poți scăpa de acea karmă. Nu. Omul, prin libertatea lui, își reglează viața în funcție de deciziile pe care le ia din libertatea cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Ori asta înseamnă un principiu cauză-efect, da? Care e clar, în momentul când tu alegi niște lucruri să le faci și le vor implica niște efecte. Și vă referiți poate la păcatele moștenite, exact, cumva de la strămoși. Da. Cum se pot face lucrurile acestea? Prin a face fapte bune, adică e același principiu ca la păcatele personale, păcatele proprii. Și cele ale strămoșilor, Dumnezeu poate îngăduie chiar printr-o încercare, printr-o suferință, cumva să fie răscumpărate, dar o suferință cu care împreună dă și putere ca să treci peste ea, pentru că Dumnezeu nu este nedrept și nu este nechipzuit, este înțelept într-o toate. Deci se spune că păcatele pot fi chiar până la noua generație în urmă, moștenite, dar nu în sensul că le ai, în sensul că anumite dispoziții. Vă dau un exemplu. Dacă bunicul sau tata sau străbunicul chiar a fost în patima beției sau în altă patimă, nu înseamnă că tu răspunzi de păcatele lui. Tu ești născut și botezat creștin și nu ai păcate. Faci păcate personale. Dar din cauza că acea persoană în urmă a fost înclinată spre această, alunecat spre această patimă, tu ai putea să moștenești o anumită dispoziție mai ușor să aluneci spre acea patimă. Și vei putea sau nu să aluneci în funcție de libertatea ta. Deci ne întoarcem tot la libertatea de a alege, la liberul arbitru, care este singurul criteriu după care poți gândi evoluția vieții omului. El decide singur ce face cu viața lui, consecințele deciziilor lui luate din libertatea cu care l-a înzestrat Dumnezeu, sunt, de fapt, conținutul vieții lui. Imediat, că din cauza că s-a terminat bateria de telefon, nu mi-a mai arătat tot live-ul și trebuie să mă duc de unde. Probabil că am pierdut niște întrebări. Dacă vreți să nu am citit, mai puneți-le odată. Și dacă mă uit, arată la fel. Nu, da, sunt foarte curioasă de părerea Părintelui Radu. Ce ne mântuiește pe noi, oamenii, credința și faptele sau religia? Păi credința și faptele se fac dintr-o convingere religioasă, nu? Religia înseamnă o manifestare a spiritului uman, a vieții noastre sufletești, spirituale. Asta e descris, să zic eu, religia. Nu vreau să dau o definiție, că nu am citit definiția oficială, că nici nu asta ne interesează să dăm definiție aici, pentru că nu poți constrânge manifestarea religioasă a omului într-o definiție. Este absurd. Ceva mult prea complex și prea finuț ca să pui o definiție. Dar credința și faptele, dacă vorbim despre asta, sunt împreună. Nu poți să fii credincios sau să te afirmi, să te declari credincios dacă faptele tale nu arată credința, nu dovedesc concret credința pe care tu o afirmi. De aceea și Sfântul Apostol Iacov în Epistola Sobornicească, la capitolul 2, așa se și numește numele capitolului, căutați în Biblie. Credința fără fapte, moartă este. Credința fără fapte, moartă este. Adică, evident, nu poți să fii ipocrit. Dom'le, eu sunt credincios, dar cum se dovedește asta în viața ta? Te rogi, faci fapte bune, dai milostenie, te spovedești, cum ești credincios? Apropo de asta, chiar am avut acum la cercul de lectură, eu avem un cerc de lectură la bisericuță, în fiecare lună alegem o carte, o citim și apoi discutăm despre ea. Și acum la cercul de lectură, cred că chiar pe luna august, acum am avut o carte care se numește Ești creștin sau doar bisericos? Foarte interesantă abordarea și cumva combate ideea aceasta aproape neconștientizată de către cei care sunt în această categorie, că sunt un fel de ritualiști de duminică și, cum spunea și Andrei Pleșu, cei care cred că cred. Adică nu mai înțeleg poate clar motivația sau nu se străduiesc, nu au o activitate susținută în această direcție de a descoperi și mai mult din valorile credinței și o fac cumva dintr-o inerție din asta
așa, să spunem, care știu ei că e bine să facă ceva, că bifează și că acum Dumnezeu e dator la ei să le răspundă cu maximă bunăvoință, pentru că ei și-au făcut treaba și-au mers la biserică și că e suficient, așa, așa. Adică, și atunci, nu e ca și cum n-ar merge deloc, e foarte bine, dar asta să știți că nu trebuie să ne plafonăm la acest nivel, trebuie să mergem mai departe. Și atunci, credința are o dinamică, Dumnezeu fiind infinit în toate, simplu spus, și relația noastră cu El este permanent într-un potențial infinit de a se dezvolta mai mult decât este acum și oricând. E păcat dacă nu țin post? Vorbiți cu duhovnicul dumneavoastră și ideea este ca să ținem posturile care sunt rânduite de biserică, cele 4 posturi și cele 2 zile de post care sunt de obicei în fiecare săptămână, miercurea și vinerea, și alte zile de post. Dar felul cum veți reuși să țineți aceste posturi până la urmă integral ține de relația cu duhovnicul, încât să îi cereți binecuvântare să începeți exercițiul de prinderea cu postul, că nu poți să fii deodată așa un mare postitor, nu? E logic, ca și cu orice, trebuie să te exersezi, să-ți se adapteze trupul, mintea, sufletul la ideea de post și la experiența postului, da? Și cel mai bine e să vă reglați acest ritm de obișnuință cu postul împreună cu duhovnicul. Deci e o chestie extrem de personală pe care trebuie să o faci, dar scopul este, da, să ajungem să ținem toate posturile rânduite de biserică, pentru că dacă sunt așezate acolo, înseamnă că se pot ține. Cineva le-a verificat că se pot ține. Vă rog să-mi iertați, părinte, dar oare duh și suflet nu înseamnă unul și același? De fapt, nu sunt unul și același, ci duhul cumva este identificat ca o parte a sufletului. Dacă sufletul, am spune că are așa niște componente, da? Duhul ar fi o parte a sufletului. Sufletul are rațiune, voință, sentiment. Fiecare are rolul ei. Și duhul acesta ține de partea aceasta, cred că de fapt se ține câte puțin din fiecare din aceste 3 componente, da? Adică le influențează, ele lucrează prin această prezență duhovnicească, da? Deci duhul este o parte a sufletului uman, ca să spun mai simplu așa. Imediat. Ce salariu are un preot? Depinde de vechime, depinde de dacă este cu oficiu parohial, adică dacă e preot paroh la o parohie sau eu dau slujitor alături de un paroh sau cum sunt eu la spital, nu am parohie. Depinde dacă are un rol în aparatul administrativ al episcopiei, dacă e un consilier sau un secretar eparhial, iarăși lucrurile se schimbă, dacă e la patriarhie, unde e mai sus, iarăși se schimbă. Deci, în funcție de rolul pe care îl joacă, pe care îl are în slujirea, în misiunea lui, dar pornește, da, cum e salariul minim pe economie, probabil la un preot începător și apoi, în funcție de vechime, mai crește cu ceva. Dacă e și paroh, are o indemnizație de paroh pentru a-l ajuta în administrația parohială, are mai mult, să zicem, treabă decât un preot care nu-i paroh. Vă spuneam, dacă e consilier la episcopie, are și mai multă responsabilitate, implicit un salariu mai mare, deci astea sunt criteriile. Părinte, puteți să ne vorbiți despre Ilie Lăcătușul din cimitirul Giulești? Am fost acolo la părintele Ilie Lăcătuș, la mormântul lui, de vreo 2 sau 3 ori. Ce pot să spun? E un mare mărturisitor din perioada comunistă, că va fi sau când va fi canonizat ca sfânt, pentru că vin oamenii totuși cu evlavie acolo și au așa, această credință, această conștiință că ar fi un om sfânt și se pare că a fost într-adevăr un om sfânt. Se vede că trupul lui arată ca are aspectul acesta de sfinte moaște. Nu trebuie să ne pronunțăm, nu știm cum va rândui bunul Dumnezeu până la urmă prin cine și când va fi recunoscută sfințenia oficial de către biserică, dar ce pot să vă spun e că a fost un om cu viață cunoscută a fi curată și sfântă. Ce poate face un creștin practicant în cazul în care ajunge să fie trimis pe front și probabil continuă să trebuiască să omoare oameni? Da, bună întrebare. Păi, cred că asta în primul rând ține de importanța implicării lui în acea luptă. Vă dau un exemplu acum. În modernitate e altceva, dar cumva plecând de la imaginea cum erau domnitorii pe vremuri, Ștefan cel Mare, nu? Păi dacă Ștefan cel Mare nu,
ca să zic, nu tăia și spânzura, eram toți musulmani acum, nu, sau zona lui acolo, Moldova. La fel, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu, grămadă sau alții care îi cunoaștem din istorie. Ei, dacă nu se luptau cu turcii, păi ăștia veneau peste noi și ne cucereau și deveneau toți musulmani. Ce era mai bine? Și atunci, vedeți, Dumnezeu judecă lucrurile astea, nu noi. Eu dau acum doar un exemplu așa să le dea puțin de gândit. Dar atunci când trebuie să-ți aperi nu ție interesul, cred eu, ci religia sau spiritualitatea întregului areal geografic în care trăiești, a unei întregi regiuni, a unei întregi țări, și trebuie să fii conștient că dacă tu nu lupți chiar fizic, dacă nu chiar ucizi pe aceia care vor să-ți schimbe ție în mod general credința, așa, pui în pericol credința poporului tău, eu cred că e o misiune de-a dreptul, să spun, religioasă. Devine un război sfânt, acela de a-ți apăra credința, dacă asta este miza războiului cu adevărat. Asta numai Dumnezeu le judecă. Am spus doar așa, ca o perspectivă, cum mi-a spus întrebarea, așa am zis-o personal. Cum vi se par oamenii normali ce îi judecă, de exemplu, pe cei fără o mână? Mă confrunt cu părinții mei, deoarece prietena mea nu are o mână și îmi spun în continuu să o las că nu are o mână. Ce pot să fac? Să nu-i ascultați, pentru că o invaliditate nu este un motiv ca să fim disprețuitori, chiar dacă avem motive pragmatice, ca să le spun așa, invocate. Părerea mea este că este o mare virtute, o imensă virtute de a avea atâta bucurie și dragoste în relația cu o persoană care are o invaliditate și tocmai prin asta o să fie un factor de exemplu foarte constructiv pentru orice relație între doi oameni care nu au astfel de probleme, să se vadă că și voi trăiți aceeași bucurie pe care o au și ei, deși există această invaliditate. Și cu atât mai mult când este o astfel de situație, să arătați cât de mult dragoste poate să copleșească orice fel de neputință fiziologică, să spun așa. Deci nu ascultați în acest caz ceea ce vă spun părinții, ceea ce vă încurajează, nu o părăsiți, rămâneți cu ea dacă în rest lucrurile merg bine și simțiți că este spre folosul amândurora această relație, indiferent de alte probleme. Părinte, o întrebare, de ce preoții de pe vremea lui Iisus nu au crezut? Se referă la preoții de la templu din Ierusalim, care erau împotriva Mântuitorului, și la saducheii, farisei, cărturare, despre care se pomenește că erau potrivnici misiunii lui Hristos. Ei erau într-un mod iluzoriu ancorați în legea veche a lui Moise și credeau, de ce spun iluzoriu? Pentru că ei credeau că Hristos este cel care vine să înlocuiască cu ceva diferit, incompatibil cu vechea lege, ceea ce misiunea lui. Ori lucrurile acestea nu erau așa. El și spune la Matei capitolul 5, parcă versetul 2, spune că eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Adică ce? Legea veche nu putea să desăvârșească pe om. Era doar un antrenament cumva, o pregătire, o anticipare a momentului și a misiunii în care Hristos vine și se întrupează ca Dumnezeu și devine om. Și rămânând și om și Dumnezeu, a putut să completeze ceea ce nu era desăvârșit în legea veche. Deci să o desăvârșească, să o facă deplină și folositoare în mod deplin mântuirii omului, ceea ce nu era înainte. Deci, asta este. Preoții nu îl agreau pe Hristos pentru că erau ancorați iluzoriu, amăgitor și cumva exagerat, denaturat în principiile foarte rigide, foarte sece ale legii vechi și că o credeau absolută. Asta a fost greșeală. Crezând legea veche absolută, deși nu era, l-au izolat pe Hristos, să spun, din prioritățile lor spirituale și atunci îl denigrau. Dar motivul lor era o neînțelegere a rolului Hristos și o neînțelegere totodată a rolului legii, în care ei credeau că este absolutul, deși nu era. Cam asta ar fi explicația. Versetul din Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită. Nu e greșit? Cum adică poate Dumnezeu să te ducă în ispită? Nu. Este o traducere un pic, să zicem, nefericită, așa, sau care nu este ideală. Nu ne duce Dumnezeu pe noi în ispită. Chiar citeam undeva această explicație, un întreg eseu despre problema asta și concluzia, ca să vă spun pe scurt care este, traducerea normală și bună ar fi nu îngădui să fim ispitiți, adică cumva ne rugăm ca să nu-i dea diavolului
să zic, atâta libertate și atâta prilejuri și contexte favorabile lui ca să ne ispitească. Oricum suntem ispitiți, dar noi a considera Hristos că este folositor să ne învețe să ne rugăm așa în rugăciunea Tatăl nostru, încât să ne preocupe, să ne preocupe această luptă spirituală, acest război nevăzut cu ispitele venite de la diavol. Și atunci, dacă noi ne rugăm, nu ne duce pe noi în ispită, nu înseamnă nu ne ispiti tu Dumnezeule, ci nu ne îngădui să fim ispitiți de diavol, ca noi să ne putem mai ușor concentra pe viața duhovnicească. Și apropo de asta, de fapt așa și vine împuținarea ispitelor. După ce se înmulțesc ispitele cumva ca răspuns la faptul că omul caută pe Dumnezeu și diavolul atunci încearcă să-l oprească mai tare pentru că atunci îl caută pe Dumnezeu, vine o vreme când lucrurile se dau înapoi, dar durează poate ani de zile, uneori zeci de ani, ca noi să avem o viață susținută, duhovnicească, spirituală, activă, și apoi diavolul să spună, da, cu asta nu mai merge. Asta trebuie să ajungă la nivelul sfințeniei, în care diavolul părăsește cumva interesul de a te ispiti, pentru că a văzut că într-adevăr ai biruit cu Hristos împreună, prin efortul tău, uneltirea diavolului. Da, deci asta este. Nu ne duci până în ispită, înseamnă cumva, ne trimite exact spre gândul ăsta, că noi trebuie să ajungem la nivelul în care, trăind într-o atmosferă de sfințenie, să biruim ispitele diavolești prin împlinirea voii lui Dumnezeu. Ce părere aveți despre Pavel Coruț? Am auzit de el. Da. Nu o părere prea bună. Am înțeles că este un om, așa zis, cult, care tratează, analizează probleme bisericești, spirituale, biblice, dar într-un mod, din ce am văzut eu și ce am înțeles și ce am văzut câteva secvențe cu înregistrări cu el, în necunoștință de cauză, spune. Adică trage niște concluzii vis-a-vis de Biblie, de spiritualitate, în care se vede că n-a studiat nici pe departe în ansamblu problema și atunci cam asta e părerea mea despre el. Părinte, vă rog să ne explicați de ce pradoslovnicii au rămas să sărbătorească Sfântul Crăciun pe stil vechi, când este de fapt Crăciunul pe 25 decembrie sau pe 6 ianuarie? Da, o bună întrebare. În primul rând să vă spun că calendarul nu este o dogmă, este o convenție de măsurare a timpului. Ce se întâmplă? Înainte, calendarul vechi era, deci, acesta pe care merg și Biserica Rusă și Ucraineană și Sfântul Munte Athos și Biserica Sârbă și altele, calendarul vechi, care este cu 13 zile mai târziu decât calendarul nou. Da? Acesta a fost folosit sute de ani, după care s-a putut, cu noile instrumente, cu noua știință, măsura timpul mai precis, cu mai puțină eroare față de timpul astronomic. Și atunci s-a constatat că noi, de fapt, eram cu vreo 13 zile, cum suntem acum, în urmă față de calendarul îndreptat. Și atunci s-a îndreptat calendarul și pe rând, statele și bisericile au aderat la calendarul nou. Deci, vechiul calendar a fost calendarul iulian, apoi a venit calendarul gregorian, de la Papa Grigorie, care, în timpul căruia s-a măsurat calendarul nou și s-a stabilit ca și convenție. Și atunci, ca să vă răspund mai aproape, mai precis la întrebare, în 1923 s-a ținut un sinod, o întâlnire ecumenică la Constantinopol, la Istanbul, unde s-a discutat despre problema calendarului. Și atunci au decis câteva dintre bisericile ortodoxe să treacă la calendarul nou îndreptat, la calendarul gregorian, altele au decis că vor rămâne la calendarul vechi. Ele au rămas în comuniune, nu s-au despărțit în frățietatea lor ortodoxă sau în comuniunea lor euharistică, cum se spune. Adică noi suntem cei care am fost atunci reprezentați în comuniune spirituală unii cu alții. Nu suntem în schism, nu suntem în despărțire. Suntem una și aceeași biserică ortodoxă. Numai că, de exemplu, sârbii, muntele Athos, vă spuneam rușii, vă spuneam și ucrainienii și alții, au preferat să rămână la convenția calendarului vechi. Și n-au greșit cu nimic prin asta. Alții, românii, cred că și bulgarii, grecii continentali, în afară de Muntele Athos și alte biserici ortodoxe, au preferat să rămână la calendarul nou. Și atunci, anumite sărbători cu dată fixă, cum este Crăciunul, cum sunt alte sărbători cu dată fixă, oricare din an, Boboteaza, Schimbarea la Față, etc., există o diferență de 13 zile între sărbătoarea lor pe calendarul nou și
aceeași sărbătoare pe calendarul vechi. De aceea Crăciunul pe calendarul nou e în 25 decembrie și pe calendarul vechi, pentru că ei sunt cu mai multe zile mai târziu decât noi, sunt pe 7 ianuarie. Da? Deci asta este. Este o convenție pe care și-a ales-o fiecare. Unii țin pe calendarul vechi, alții pe nou. Este în regulă, indiferent de situație. Oamenii țin sărbătorile, trăiesc viața spirituală a bisericilor. Asta e cel mai important. Pe ce calendar o fac e mai puțin important. De ce pe cruce la anul morții se scrie un an în plus față de anul real al decesului? N-am auzit niciodată obiceiul ăsta. Nici o țară. Am fost în cimitire prin toată Europa, în zeci de cimitire, mai multe țări, dar așa ceva. Poate o fi fost un obicei local undeva, cine știe, se poate. Dar nu văd niciun sens în asta, personal. Poate știu cei care au făcut asta. Radu, crezi că ai fi ajuns unde ești acum dacă nu ar fi... A scris cu doi de aici, nu înțelegeam, ar fi tatăl tău cine este? Răspund eu, sigur că da, pentru că nu a făcut facultate particulară sau liceu particular de teologie și chiar dacă eu nu aveam bani sau ceva, Radu și urmea cariera lui și ajungea tot la fel, adică nu am influențat eu cu absolut nimic. Da, n-are legătură una, n-are legătură una cu alta. Copii da. De la Oferina care au ajuns preoți. Adică... Normal. Imediat, că mai mult se ceartă oamenii între ei decât pun întrebări. Apropo de asta, să avem mare grijă noi, poporul român, că nu numai eu o spun. Preiau ideea ce au observat-o și alții, cu dezbinarea. Sunt puține popoare în care să se vadă toată dezbinare ca în poporul român. Și pe net, și în viața reală. Și... Deci, e intriga asta, că să-i zic eu lui ăla și să-mi zică mie că eu, de fapt, știu mai bine și el la fel zice că știe mai bine. Încercăm să observăm, poate că avem niște slăbiciuni, cum e dezbinarea la noi. Alte popoare sunt alte slăbiciuni. Dar dacă știm că avem lucrul ăsta, zic eu așa, e bine să monitorizăm această slăbiciune. Orice slăbiciune e bine să fii sincer cu ea, să te preocupe, să zici, nu sunt indiferent că am slăbiciunea asta. Asta e o slăbiciune colectivă. Uite, ca dovadă, Biserica Ortodoxă Română e singura din continentul american, din America de Nord, respectiv, și Canada, care... e reprezentată prin două entități. Biserica Ortodoxă Română, Metropolia Americii, care ține de Patriarhia Română, și alta care cândva s-a despărțit printr-un alt episcop, de întreagă poveste, dar ideea că sunt și sârbi, sunt și bulgari, sunt și greci în America, care au un singur episcop al lor. Ei, noi românii avem doi. Unii români țin de un episcop, alții de altul. Pentru că nu știu când mai demult s-au certat și așa. Deci se vede... Da, amândoi episcopii sunt recunoscuți de Biserica Ortodoxă Română. Acum suntem în comuniune unii cu alții, dar de atunci de când a fost această despărțire, au rămas încă, da, deci suntem în comuniune euharistică cu ei, dar okay. Cum suntem cu greci, cu ruși, suntem și între românii acolo, dar e cumva ca un exemplu dat că unde vine dezbinarea. Se pare că de la vechi, spuneau mulți istorici, de la vechi daci, geto-daci, aveam această problemă cu dezbinarea și cumva, din păcate, s-a moștenit. De aceea, cred că orice slăbiciune avem ca popor sau ca persoane, e bine să o monitorizăm, să încercăm să ne ferim, să o manifestăm dacă știm că o avem. Asta ce pregătire trebuie făcută înainte de spovedanie? Ce pregătire trebuie făcută? Vă recomand foarte mult, cel mai mult ca pregătire, să vă luați un îndreptar de spovedanie. Îl recomand al părintelui Cleopa, mai sunt și altele. Puteți citi mai multe, cu care vă regăsiți mai bine. Dar recomand al părintelui Cleopa, pentru că acolo este, să zic, mai verificat, așa mai bătătorit, îndreptarea de spovedanie care presupune un chestionar în care sunt date niște exemple de păcate. Te întreabă, ai făcut așa, ai făcut așa. De ce vi-l recomand? Păi din motivul că sunt anumite păcate care pot fi făcute fără să știi că sunt păcate, sau alte păcate pe care le-ai făcut și pe care... nu-ți mai amintești că le-ai făcut. Adică au fost făcute mai de mult. Și atunci tu, dacă vrei să iei în serios actul spovedaniei, mărturisirii păcatelor tale, e normal că vrei să devină spovedania corectă, complet curată, să fii ca un al doilea botez, să te ridici de acolo cu sufletul descărcat de păcate, nu? Asta vrei când te spovedești. Și atunci, dacă tu vrei să te spovedești curat, îți faci o listă, propun eu, așa ca și aspect practic, ca și un sfat concret, în care să-ți scrii pe hârtie păcatele pe care le-ai văzut poate
întrebat fiind din chestionar sau pe care să le-am emitit în afara îndreptarului de spovedanie și să le scrii pe listă și să vii cu el la duhovnic să te spovedești ca să fii sigur că n-ai uitat ceva și să fie o spovedanie, cum vă spuneam, curată ca un al doilea botez. Și în felul ăsta, cred că poți să fii cu sufletul împăcat, că ai venit, cum se spune, cu temele făcute de acasă și că te-ai străduit să faci o spovedanie și chiar dacă vei uita unele lucruri, pentru strădania ta, Dumnezeu ți le va ierta și pe acelea, pentru că a văzut sinceritatea ta cu care ai vrut să te pregătești de spovedanie. Deci asta ar fi sfatul, vă pregătiți citind îndreptarul și făcându-vă o listă cu păcatele și apoi veniți la spovedanie pentru mărturisirea păcatelor. Ce am citit? Iisus și apostolii săi se rugau și răspundeau creștinismul pe câmpuri, păduri, aer liber. De unde a apărut biserica ca și instituție? Biserica, atât ca și clădire, dar și ca instituție, a apărut dintr-o necesitate practică. Hristos a propovăduit pe câmpuri, în natură, cum spunea acolo, nu erau biserici atunci. Dar după ce s-a înălțat Hristos la ceruri, la 10 zile mai târziu s-a întemeiat biserica prin pocrurirea Sfântului Duh, pe care l-a promis că îl va trimite. Și odată ce s-au hirotonit, să spun așa, în misiunea apostolică ucenicii Mântuitorului și au devenit apostoli, ei au început să propovăduiască Evanghelia la multe neamuri. Întemeindu-se prin misiunea lor de propovăduire noi comunități creștine care s-au botezat într-un creștinism, a fost nevoie să-și facă niște locuri de rugăciune comună. Și vreau să vă spun că aceste locuri de rugăciune, deși la început au fost case unor familii care au găzduit pe creștinii din comunitatea aceea pentru a-și face liturghia, rugăciunile și alte slujbe, au devenit neîncăpătoare, crescând, evident, comunitățile acelea creștine, ca număr. Și atunci s-au amenajat, când s-a putut, că la început creștinismul era prigonit, era o religie ilicită în Imperiul Roman și au fost mulți martiri și mucenici uciși pentru că erau creștini. Și atunci, la început, au fost sub pământ, în catacombe, ascunși de prigonitori. Dar de prin secolul IV a început să dezvolte arhitectura bisericească și bisericile la suprafață pentru că s-a dat voie creștinismul să se manifeste prin edictul de la Milan în 313 de Constantin cel Mare, de împăratul, Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Și atunci s-au făcut aceste biserici pe care le vedeți până astăzi și dezvoltarea lor ulterioară, arhitectural și ca volum de spațiu, că au fost tot mai mulți creștini. Și așa a apărut instituția bisericească, ce a fost practic de la început, pentru că episcopul este cel care coordonează activitatea preoților care răspund de misiunea lor în toate bisericile ce țin de episcopia respectivă. Și atunci ai nevoie, pe de o parte, de această latură, să zicem, materială, adică bisericile de zid în care tu să te întâlnești comunitatea creștină, să te rogi acolo împreună în comuniune, da? Dar și de episcopul care răspunde de activitatea preoților care slujesc la aceste biserici. Deci ai odată instituția, să zicem așa, ca biserica ca și instituție, dar și biserica în calitate de clădire în care se întâlnesc credincioși. Dar biserica adevărată, ca să spun în sensul ce înseamnă biserica, înseamnă nu clădirea, ci comuniunea și comunitatea formată de credincioșii care sunt în același gând și în aceeași rugăciune și pe care îi unește aceeași credință, de fapt. Asta e biserica. Da. Imediat. Cum aș putea să-mi găsesc duhovnicul potrivit? Mergând, vă propun la mai multe biserici, poate din apropiere sau de unde vă place, poate chiar la o mănăstire și văzând cum slujește preotul, cum vorbește, cum vi se pare, ce vă transmite și așa să simțiți cumva care vi s-ar potrivi. Și vă dau un sfat, gândiți-vă așa, că vă căutați duhovnicul, cum vă căutați partenerul de viață, soțul sau soția. Adică nu trebuie să vă spună nimeni de ce este cel mai bun. Desigur că poate să vă recomande cineva un duhovnic care e mai iscusit în mod notoriu, care e căutat de foarte mulți oameni. Și asta e un lucru foarte bun. E foarte probabil că acela să fie într-adevăr foarte potrivit, dar nu obligatoriu. De aceea căutați-vă duhovnicul într-un mod cât mai subiectiv posibil, să spun așa. Adică să vă placă, să simțiți, fără să știți de ce chiar, de ce e pe placul dumneavoastră. Și de obicei atunci vă veți simți
cumva confortabil să vă spovediți, să vă mărturisiți păcatele lui Dumnezeu, desigur, nu duhovnicului, duhovnicul doar un intermediar, dar prin acel duhovnic Dumnezeu, pentru că poate e mai compatibil cu dumneavoastră decât alte persoane. Așa să vă căutați duhovnicul. Pe acest criteriu, zic eu. Părinte Radu, poți să ne explici, te rog, de ce Lumina Sfântă de la Sfântul Mormânt vine de Paștele Ortodox? Probabil se referă că nu vine cum a fost Paștele întrebarea catolic, mai devreme, da, a fost da, o întrebare de ce Lumina Sfântă vine numai la Ortodox. Și am dat atunci un răspuns, da, dacă da, mai nu mai știu la ce minut a fost, pic, da, dacă a derulat, da. Am dat și chiar o opinie personală vis-a-vis de lucrul ăsta. Cuvântul cheie la tot este dragoste și iubire, nu-ți trebuie Biblie sau biserică, eu cred de acasă. Și asta cred că am spus, ce diferență e între a merge la biserică. Când a merge la biserică și a zice că las că îi cred eu de acasă și nu-mi trebuie preot, nu-mi trebuie biserică. Am dat un răspuns mai devreme la toată contestarea asta. Poate să asculte din urmă. Din ce în ce mai mulți oameni judecă faptul că te apropii mai mult de Maica Domnului și de Mântuitor. Alții propovăduiesc ore în șir și... Dar nu înțeleg întrebarea. Linia cât sunt ei dezmeriți și sudie la prima contradicție. Probabil se referă la farisei. Da, la ipocrizie, nu? Da. Da. Se duc la biserică, pupă icoanele și după aia bătăi și scandaluri. Da, nu-i rău că se merg la biserică și-s credincioși, dar prin faptele lor nu se confirmă credința aceasta și probabil se luptă și ei sărmani, acum să fim onești. Sunt oameni care simt că au nevoie de Dumnezeu, dar încă sunt biruiți de neputință în anumite momente și, din păcate, din aceste situații se creează o anumită sminteală nejustificată de către cei care sunt dezinteresați de biserică și spun, lasă, mai bine nu vin deloc decât să mă ducă ăsta și să fiu un ipocrit care apoi își bate nevasta sau face nu știu ce excese. Nu e așa. E bine oricum să mergi, pentru că și necredința ta e un păcat și păcatul lui pe care faci tot un păcat. Sunt păcate diferite. Dar nu, asta nu înseamnă că nu ai motive să mergi la biserică, pentru că să zicem că acum dacă ăla face așa, toți oamenii care merg la biserică sunt de fapt niște ipocriți. Vă garantez foarte sigur că nu sunt toți ipocriți și cunosc din ambele categorii foarte, foarte multe persoane. Așa că să știți că ține de, cum vă spuneam mai devreme, de libertatea omului. Unii își iau în serios activitatea spirituală, alții nu și-o iau așa în serios sau încă n-au reușit să-și o asume atât de serios. Aveți răbdare cu ei, că și Dumnezeu are răbdare cu voi, ca să zic așa, și căutați preoți care chiar își reprezintă cu adevărat misiunea și pe Hristos pe care trebuie să-L mărturisească. Nu vă lăsați mintiți de cei care nu-și fac cum trebuie misiunea, să credeți că sunt toți creștinii sau toți preoții așa ca ei. Este fals, realitatea dovedește exact lucrul acesta. Biblia, în decursul a sute de ani, a fost scrisă și reschisă cum a vrut fiecare. Dar nu este așa. Biblia are un text unitar, nu s-a modificat de când au fost scrise cărțile care compun Biblia. Biblia are 66 de cărți, 39 Vechiul Testament, 27 Noul Testament. Cum sunt acum în versiunea Bibliei de astăzi, Biblia Ortodoxă, care de fapt tradusă extrem de științific și deloc confesional după textele originale, da? Așa a fost dintotdeauna, deci nu este scris, cum spune acolo, de mai mulți oameni după cum au vrut. Asta, într-un fel, este adevărat vis-a-vis de cei care au tradus confesional Biblia, da? Vă dau un exemplu, varianta Cornilescu, care este folosită de toți sectarii, de toți pocăiții. Ei, în mod trunchiat și tendențios, au tradus Biblia ca să, cumva, să își apere propriile lor concepții sectare, adică confesionale, vis-a-vis de anumite probleme. De exemplu, spre exemplu, la noi, la Ortodox, pentru că Biblia a fost tradusă exact cum trebuie, etimologic, științific, pentru a fi cu maxima curatețe față de textul original, fără niciun fel de interes subiectiv, traduce în Vechiul Testament exact cum trebuie, să nu te închini la chip cioplit, da? Cum zice porunca din Decalog, să nu-ți faci chip cioplit, nicio altă asemănare, pentru a nu crea, da, idolatrie, asta le cerea Dumnezeu. Ei, varianta Cornilescu traduce să nu te închin la icoană, pentru că el vrea intenționat să atace ortodoxii că se închin la icoane. De m-am explicat un pic mai devreme, dacă căutați în urmă sau cei care vreți să vă uitați apoi, care este treaba cu închinarea la icoane. Am spus că nu te închin la materialul, la materia din care e făcută icoana, și ai o relație personală de comuniune și de rugăciune cu persoana, cu Sfântul sau cu Dumnezeu care este în icoană, da? Deci așa este și cu
cu Biblia. De ce se spune că Dumnezeu este a celor vii, nu a celor morți? Pentru că moartea este un accident cauzat de căderea în păcat. Moartea nu a fost lăsată firesc de Dumnezeu. De aceea omul cumva se rușinează, se teme de ce este nefiresc. Da? De aceea se spune că Dumnezeu este a viilor, nu a morților, în sensul că Dumnezeu ne-a făcut nemuritori. Moarte, vă spuneam, este o consecință a căderii în păcat și este de fapt un mod de reparație, așa încât omul, trecând prin acest proces de moarte biologică, când va fi a doua venire a Hristos și se știe că se vor întoarce sufletele în trupuri, se vor realcătui, se va realcătui de fapt omul așa cum ar fi trebuit să fie încă de la început, într-o stare desăvârșită. Și atunci asta este înțelesul expresiei, Dumnezeu este al viilor pentru că El ne-a făcut pe toți să rămânem vii, dar a recurs la această soluție într-un fel nedorită de El, chiar nedorită de El, dar necesară pentru răscumpărarea și reparația păcatului strămoșesc a omului, care vine în mod subiectiv sau complementar, da, și subiectiv, față de opera Mântuitoarului Hristos, care ne-a mântuit într-un mod, să zicem, general, dar noi ne asumăm mântuirea dată de Hristos prin jertfa Lui și prin învierea Lui, da? Prin a-i împlini voia. Adică ne facem pe noi asemănătorul lui Hristos, ne asemănăm cu Dumnezeu prin propria noastră voință, prin libertatea noastră și atunci devenim compatibili cu El și putem fi primiți alături de El. Deci dacă nu ești tu compatibil cu Dumnezeu prin faptele tale, nu te pedepsește Dumnezeu că ajungi în iad, ci tu singur, practic, îmbrățișezi ca și consecința faptelor tale starea de iad, pentru că, din păcate, inconștient sau neconștient, încă de aici o aveai. Da. Care este fișa apostolului la un preot? În afară de slujbe, nunți, botezuri, mormântări, ce mai face altceva? Cred că e puțin impropriu așa, că nu este o fișă apostolului. Păi, acum, concret, ce fac preoții? Sunt numiți la o biserică, nu? Care poate să fie parohie, poate să fie biserică de spital, poate să fie biserică de... poate să fie preot capelan de penitenciar sau preot militar la o garnizoană. Dar el are acolo o misiune pe lângă slujbe și de, să zicem, tot ce ține de relația cu... De a duce oamenii pe calea cea bună. Da, de a spovedi pe cei care sunt acolo, de a-i împărtăși, de a-i boteza dacă e la parohie, de a-i face slujba mormântării, de a, în primul rând, de a se ruga pentru ei și fără să știe oamenii. Da. Din nefericire și eu am o dizabilitate, dar vizuală, și din când în când mă mai bat de aceeași prejudecăți. Dar am învățat să le mai bag în seamă. Probabil referitor la... Și a întrebat băiatul ăsta cu prietena, cu rămână. La asta se referea. Ce părere aveți despre previziunile lui Arsenie Boca? Previziunile lui părintele Arsenie Boca? Păi încă nu s-au împlinit multe dintre ele, deci n-aș putea să-mi exprim părerea, să spun se vor împlini sau nu. Dumnezeu știe, nu? Multe nu s-au împlinit și cei care se spune că s-au împlinit... se pot probabil interpreta dacă se consideră așa sau nu. Deci nu suntem noi în măsură să evaluăm lucrul ăsta, cred. E prea devreme. Rămâne de văzut. Mergem? Da, merge. S-a blocat pentru că e 20% bateria, o las până se face 10% și după aia o să încheiem dacă reușim să răspundem la mai multe întrebări. Cred că există, acum tehnic vorbind, ceva splitter din asta în care poți să bagi în același timp și am încercat, bateria. Da. Și... Nu există original de la Apple și se blochează. Ah, se blochează. Se negrește ecranul, am încercat și cu ăla. Am încercat, am înțeles. Întrebare, câte evanghelii sunt? 4 sau 11? În 553 împăratul Justinian și împărăteasa Teodora au dat lege bisericii să scoată celelalte evanghelii, este adevărat? Nu, există mai multe evanghelii scrise, așa zise evanghelii, în afară de cele 4 care sunt cuprinse în Noul Testament, în Biblie. Dar sunt niște evanghelii numite apocrife. De ce sunt apocrife? Pentru că, pe lângă învățături, să spunem, care pot fi bune sau folositoare, conțin și anumite lucruri care nu sunt în conformitate cu, să zic, firul roșu pe care îl țin... de plin celelalte evanghelii, da? Care se contrazic unele pe altele. Sunt anumite idei
care pot contrazice. Și atunci, și pe criteriul acesta, au fost scoase din uz sau chiar din timp, înainte de a fi făcut Noul Testament, au fost mai puțin folosite pentru că au fost considerate neautentice din mai multe motive. Așa că pe acest criteriu au fost alese cele patru evanghelii, că au fost cumva într-o relație de complementaritate și în același timp de coerență în mesajul lor. Celelalte, care a spus dumneavoastră, probabil în jur de 7, pentru că, da, până la 11, n-au fost în această coerență și atunci au fost eliminate pentru că contraziceau cumva chiar și viața concretă, viața practică a bisericii, care era relevată în cele patru evanghelii aflate în uz în Biblie. Cum recunoaște Dumnezeu pe credincioșii săi dacă ei sunt împărțiți în mai multe religii, confesiuni, secte? Cum recunoaște? Păi, cel mai bun răspuns este că Dumnezeu nu judecă pe om că s-a născut, să zicem, sectar sau catolic sau ortodox. Este absurd să crezi asta. Cred că Dumnezeu nu întâmplător a îngăduit să fim fiecare dintre noi ceea ce suntem și cred că vom da răspuns înainte lui Dumnezeu în conștiința noastră, care e vocea lui Dumnezeu din orice om, indiferent de religie sau confesiune, cum am trăit viața, da? Conform acestui instinct interior cu care suntem înzestrați, conștiința noastră și rațiunea, care este filtrul acesta de evaluare a realității în funcție de cum ar trebui să trăim așa. Există, vedeți, dacă a spus această întrebare, există o raționalitate pe care Creatorul a imprimat-o cumva în creație, în toate elementele creației. Și dacă tu ești un om cumva sincer și căutător și curios și nu ești plafonat și nu ești autosuficient, nu ești mulțumit de sine, Dumnezeu cu siguranță îți va arăta ce ai de făcut, indiferent de religia în care te-ai născut și de care oricum nu depindea de tine. Și au fost chiar oameni care s-au născut în altă religie sau în altă confesiune și fiind cumva sinceri și dorind să știe adevărul, au studiat toate sau majoritatea confesiunilor și religiilor și au ajuns la concluzia că a fi ortodox este chiar însăși firea omului, chiar părintele Rafael Noica, care este încă în viață, a trecut prin această experiență și a zis că a rămas ortodox nu pentru că s-a botezat ortodox de mic, ci pentru că el căutând sincer în toate părțile adevărul a ajuns că aici la ortodoxie este regăsită chiar firea omului, adică vine cumva ca o mânușă experiența de viață a spiritualității ortodoxe pe felul omului de a fi cum l-a lăsat Dumnezeu, indiferent din ce confesiune a fost înainte sau cum s-a născut. Se știa încă din timpul scrierii Evanghelilor că aceste cărți vor dăinui în timp sau doar s-a urmat istoria lor? Cred că nu și-au pus problema evangheliștii cât de mult vor dănui în timp, dar au fost conștienți că mărturisirea lor este importantă pentru că privea învățătura și activitatea Mântuitorului. Asta e prezentată în Evanghelie și tot ceea ce e legat de asta, implicit. Deci, cu siguranță doreau să treacă testul timpului Evangheliile scrise de ei, de Matei, Luca, Marcu și Ioan, dar Dumnezeu a și rânduit, a ajutat această dorință a lor să se împlinească. Iată că le avem până astăzi, deși au fost scrise în secolul I, sunt aproape de 2000 de ani și sunt atât de actuale dacă le citiți și aveți curiozitate. Și chiar vă sfătuiesc, apropo de asta, ca un asterix așa la ideea de dinainte cu Biblia, ar fi bine ca să aveți ocazie să vă dați cumva prilejul să citiți Biblia constant. Vă propun ca în fiecare seară, când vă faceți rugăciunea, să aveți lângă cartea de rugăciuni și Noul Testament sau Biblia și propuneți-vă să citiți măcar un singur capitol. Un singur capitol care durează de obicei un minut, două sau maxim trei minute, cele mai lungi, să citiți după ce ați terminat, să zicem, rugăciunea de seară sau în orice moment al zilei, un capitol din Biblie pe zi. Și o să vedeți cât de mult contează lucrul acesta, pentru că vă reîmprospătați permanent contactul cu Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu, lucrător și, credeți-mă, dă roade. De multe ori oameni îmi spun, care au urmat acest fapt, că azi s-a întâmplat ceva la care au găsit răspuns în ce au citit în Biblie acum o zi, două sau trei. Deci vedeți cum dăm voie lui Dumnezeu să lucreze pentru noi și se dovedește cât de mult contează. Ce le enervează pe domnul Radu și cum se manifestă?
Cred că asta cu enervatul ar fi o patimă și la mine și la orice om, adică ați ieșit din fire, cred că asta vreți să spuneți. Da, asta nu e normal și nu e bine și nu e firesc, nu e recomandat nimănui și e bine să cei care avem această slăbiciune să ne luptăm cu ea, cum spuneam mai devreme, să ne preocupe căderile, derapajele, slăbiciunile noastre, ca să nu fim indiferenți față de ele și să încercăm să le dăm la o parte, pentru că nu ne putem, cum spune Hristos, nimic necurat nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Deci trebuie să avem grijă ca în timpul vieții noastre, care nu știm cât e de lung, să lucrăm pe lucrul acesta și să ni le dezrădăcinăm, să punem în locul lor niște virtuți corespunzătoare. De ce în timpul rugăciunii sau când intru în biserică încep să casc? Așa pățesc și eu. Deci când mă rog sau în timpul Sfintei Liturghii la crez, deci casc în continuu, în continuu, în continuu. E pur și simplu slăbiciunea asta. Pe de o parte vine psihologic din faptul că ai făcut de nu știu câte ori treaba asta și corpul cumva reacționează mintea ca la ceva monoton care e deja plictisitor pentru că l-ai tot făcut. Și asta dovedește o mică slăbiciune în a-ți pune sufletul cumva acolo în mod activ la ceea ce se întâmplă, a te concentra spiritual la importanța, la semnificația, la rodul sau la folosul actului de rugăciune pe care îl faci. Și asta cred că se exersează, adică e o chestie care trebuie să ți-o impui prima dată rațional, să spui da, cam asta ar fi nivelul la care vreau să ajung măcar pentru moment și să lucrez la treaba asta. Și atunci probabil că se vor împuțina și momentele de... Am mai întrebat pe cineva, dar nu mai știu, și mi-a zis că se eliberează energii negative în timpul rugăciunii și se manifestă prin căscat. Nu știu de cine mi-a spus, nu știu dacă... Cred că poate e o speculație. Preot sau un psiholog sau un... Nu mai țin minte. Eu cred că energiile negative nu se pot elimina fiziologic, ci mai degrabă spiritual, prin... atenția la viața sufletului tău și la a împlini, de fapt, voia lui Dumnezeu. Și atunci, prin prezența lui Dumnezeu în viața ta, se vor elimina automat și energiile negative. Bună seara, prima dată pe live. Mult respect, domnul Sorin, bună seara. Mulțumesc, Stereo, pentru Raid. Cei care au scris Raid Stereo sunt abonații lui Stereo, așa este. Cel mai frumos vlog, Doamne ajută! Cât de deștept de domnul Radu, tot respectul. Eu cred că tu nu... De cartea spovedeană unui preot ateu, ce părere are? Ai citit cartea asta? N-am auzit de ea. Eu m-am auzit, dar n-am citit-o. Domnul Radu, cu salariul de preot, își poate întreține familia? Da, bună întrebare. Păi salariul, da, la asta îl folosesc, că la altceva nu am la ce. De obicei în bisericuța mi-o întrețin de multe ori din donațiile care se mai aduc acolo, pe care eu nu le solicit expres niciodată, deci nici nu vorbesc despre bani în biserică. Am o cutie acolo pe care nu scrie nimic, cine, să zic așa, se prinde că e de donații, și de obicei sunt oameni care știu, mai ales cei care vin des, mai pun câte ceva acolo și eu de acolo plătesc gazul, apa, curentul, o parte salariile angajaților, așa, și din salariul meu personal, da, necesitățile casnice și cam asta mi-ajunge. Uneori iarna mai completez așa, când de obicei la biserică cumva așa se împar lucrurile. Din donațiile pentru biserică se plătesc cheltuielile de întreținere a locașului de cult. Și, să zicem, din ceea ce se mai face la pomenirea celor care se aduc acolo, deci la pomelnice, de acolo de obicei se consideră că sunt banii preotului. Dar în cazul meu, de prea puține ori mi-ajung donațiile ca să-mi întrețin biserica, așa că de ce mai multe ori completez și din ceea ce am de la pomeniri care se aduc pentru a mă ruga pentru cei care sunt trecuți acolo pe pomelnice. Așa că lucrurile sunt variabile, cred că, de la caz la caz. Cum scăpăm de frica de moarte sau de boală? Prin conștiința că Dumnezeu nu îngăduie întâmplător să avem în viață anumite încercări și că există o rânduială bine determinată cu un scop extrem de precis pentru care ni se întâmplă lucrul acesta. Chiar dacă e dureros și greu să conștientizăm asta la început, este până la urmă adevărul sau realitatea de care se lovesc toți cei care își caută un răspuns la întrebarea asta. La asta se ajunge întotdeauna și eu vreau doar să vă simplific drumul, dar nu doar să rămâneți așa, ci să căutați
ca prin încercarea sau boala care poate o aveți sau de care v-ar fi frică că ați putea să o aveți, să biruiți această frică cu un scop pe care să vi-l propuneți. Scopul de a, de exemplu, a fi cât mai activ spiritual și duhovnicește. Adică de a face parte concret dintr-o viață duhovnicească autentică, de a avea un părinte duhovnic, de a vă spovedi, de a vă împărtăși, de a merge la Sfântul Maslu, apropo de sănătate, că Sfântul Maslu în primul rând e pentru probleme de sănătate. Toate lucrurile acestea vă vor distrage cumva de la frica pe care acum o aveți. Trebuie tot timpul să substituim ceva cu altceva. Nu poți să spui, iau unui copil o jucărie și gata, va fi fericit dacă jucăria aceea îi plăcea, dar era nocivă pentru el. Nu, eu iau pentru că e nocivă, dar eu înlocuiesc cu altă jucărie prin care o să uite de cealaltă. Așa e și sufletul nostru. Vrei să îl extragi de la anumite activități care știi că sunt nocive, cum ar fi frica, care e numai de la diavol, să știi că frica e de la diavol. Ei, așa și sufletul nostru. Vrei să iei asta? Dă-i să facă altceva, preocupă-l cu ceva, distrage-l de la asta făcând ceva constructiv. Mie îmi place Teodosie, sunt și abonată la Radio Dobrogea, pe care nu l-am deschis, am urmărit câteva emisiuni și mie și eu mai ascult cu soția mea la Radio Dobrogea când vorbește Preasfințitul Teodosie. Da, și mie îmi place foarte mult. Primește întrebări de la deci oameni. Noi suntem fanii Teodosie. Da. Dacă pe Muntele Atos se trăiește așa modest, și de ce este nevoie de catedrale imense? Catedralele imense au o necesitate practică. Vă dau un singur exemplu, Catedrala Mântuirii Neamului. Se întâlnesc pentru a discuta probleme foarte serioase din viața bisericii, decizii importante de luat în consens Sfântul Sinod al Bisericii, care e compus din peste 60 de episcopi. Ei, pentru a lua aceste decizii, se roagă înainte și se roagă împreună atât de frumos. Fizic vorbind, în catedrala actuală patriarhală de pe dealul Patriarhiei din București, de la Piața Unirii, nu în cap acei oameni să se roage. Și de aceea și-au amenajat afară. Chiar și iarna, în frig, stau acolo și își fac afară în acel altar exterior deschis rugăciunea atunci când se întâlnesc. Plus, oamenii care vin cu acele prejuri la Sfintele Slujbe. Suntem foarte mulți creștini care vrem să participăm la Sfintele Slujbe. De aceea avem nevoie de biserici în care să ne putem desfășura această activitate. E o necesitate practică și vă mai spun un lucru. Acum câțiva ani citeam că în București, oficial, că vorbim de Catedrala Mântuirii Neamului, sunt proporțional cam 6.000 de ortodoxi la o biserică. Dintre creștini, acum cât sunt practicanți, sunt aceia care vin acolo, 2-3%, dar sunt 6.000 la o biserică. Spuneți-mi, ce diferență face încă o biserică într-un astfel de oraș în care mai încapă că 5.000? Cu cât la sută schimbă ta statistica? Cu 0,00 cât? Adică așa să vă puneți întrebarea. Nu e deloc de criticat un astfel de proiect din multe alte motive pe lângă cele pe care vi le-am spus. Acum, dar eu acum vorbesc cel mai accesibil dintr-o necesitate practică. Atât cei care slujesc într-o această catedrală la evenimente importante mai ales, cât și cei care participă la slujbă au nevoie de un astfel de spațiu. Este o necesitate absolut practică. Da. Dacă religia creștină are origini străine, de ce ar trebui românii să fie creștini și nu păgâni? Păgânismul fiind spiritualitatea originală a Europei. Ce întrebare interesantă, da. Oarecum cu un răspuns evident, dar acum încercăm să răspundem. Păi, creștinismul a apărut în Israel, pentru că primii creștini au fost dintre vechii evrei care s-au convertit la creștinism și, în dreptate tot geografic și istoric, s-a răspândit în Europa, în Asia, în Africa, în Extremul Orient, peste tot, în America, mai târziu. Și cred că au fost liberi, nu să aleagă cei care au vrut să rămână păgâni, au avut libertatea să rămână, cei care au vrut să devină creștini, probabil că au ales asta pentru că au simțit că li se potrivește acest stil de viață, acest mod de viețuire, de fapt. Și atunci se pune întrebarea mai degrabă de ce au mai rămas unii încă păgâni? Pentru că probabil n-au cunoscut bucuria de a fi creștin. Eu așa spun. Așa că cam asta ar fi perspectiva.
sărit o întrebare. De ce trebuie să pupăm mâna la preoți? Pentru că este un obicei ce arată că tu cinstești sau te împărtășești de harul primit de acel preot. Nu, știți, cumva e ca și la icoane. Nu săruți sau nu cinstești materialul din care e confecționată icoana, ci harul Sfântului și prezența și personalitatea Sfântului care este acolo în icoană sau lui Dumnezeu e cea care te interesează să intri în comuniune și în contact și să te împărtășești. E, așa e și cu mâna preotului. Nu mâna e importantă, ci harul pe care Dumnezeu l-a lăsat în acel loc și de care tu te împărtășești. Asta e răspunsul. Ce părere aveți, întâlnatul cu mult respect, ce părere aveți despre jocurile de noroc și despre cei care le practică, de puteți spune cine este noroc? A, să spun cine este noroc. Noroc era, se pare, se spune așa, un idol, un zeu, de la, nu știu, păgân, perioada antică, în care se făceau sacrificii umane, e mult de povestit, dar de acolo se trage ideea cu noroc și spunea că dacă faci anumite ritualuri extrem de sângeroase în cinstea acelui zeu, o să ai noroc, adică ți se vor întâmpla și lucruri pe care nu le controlezi, dar vor fi în favoarea ta. Cumva așa, deci cumva să-ți forțezi cumva într-un mod iluzoriu și amăgitor capacitatea de a gestiona viața în avantajul tău, da. Și jocurile de noroc, e clar, ideea e că, știți cum e, Dumnezeu te ajută să ai tot ce trebuie, să ai un salariu, să ai un serviciu, să câștigi niște bani cu munca ta cinstită și dacă ești tentat să pierzi acei bani cu pretextul că or să pice niște cărți sau niște lămâi la aparat sau așa, mi se pare o ofensă cumva adusă lui Dumnezeu, sincer să vă spun, că de fapt aici e motivul pentru care cumva urâte de spiritualitate jocul disperat, adică de câștigi de jocul nou, pentru că Dumnezeu te ajută să câștigi niște bani cinstit, să îi agonisești, să ai ce trebuie și tu acei bani care nu au depins de tine să ai sănătate să faci, Dumnezeu te-a dat sănătate să-i faci și puterea și potențialul tău îi pierzi pe niște cărți sau pe niște mașinării. Deci, simplu, foarte simplu spus, aici e motiv pentru care sunt desconsiderate considerate în sfera păcatului aceste activități ale unor oameni, da. De comentarii aiurea. Da. Părinte Radu, scuzați că repet întrebarea, este adevărat că Iisus a murit pe cruce singur și fără lumânare? Că e adevărat, dar nu avea nevoie de lumânare. El a murit pe cruce pentru că Dumnezeu și om, fiind numai așa, putea să ne dăruiască șansa de a ne desăvârși și noi. Șansa de a ne bucura de mântuirea obținută de El prin jertfă. Și nu avea nevoie de detalii de genul acesta, care de fapt sunt niște practici ale creștinilor, care au apărut după ce s-a întemeiat biserica. Lumânarea simbolizează la capul celui adormit nădejdea învierii, în numele căruia el și-a trăit viața și acum trece în veșnicie, așteptând să primească de la Dumnezeu răsplata pentru faptele lui bune. Și asta înseamnă lumânarea, nădejdea că va învia împreună cu Hristos. Lumina lumânării simbolizează învierea lui Hristos, în numele căruia se presupune că ar fi trebuit să-și trăiască viața cel creștin. Ce părere aveți despre incinerare? Mai răspund și cu alte prilejuri la locul acesta. Este un obicei păgân care nu denotă deloc nădejdea, în ce vorbeam acum, în învierea obștească. Pentru că
Vedeți, Dumnezeu cinstește trupurile. Dovadă sunt moaștele sfinților, despre care am vorbit deja în seara asta. Dacă Dumnezeu, lui Dumnezeu i-ar fi indiferent dacă omul se incinerează sau se îngroapă, nu cred că ar investi atât de mult Dumnezeu facerea de minuni în, sfintele moarte. Asta ar fi doar un singur argument. Dar aici e un indiciu care zic eu că e foarte puternic în privința ce părere are Dumnezeu despre cum omul trebuie să-și păstreze trupul după moarte. Dacă nu i-ar păsa de Dumnezeu, zic eu, de cum își gestionează omul trupul după moarte, dacă îl arde sau nu îl arde, nu cred că ar îngădui să se facă atâtea minuni prin sfintele moaște. Sunt N argumente pe lângă asta împotriva incinerării. În primul rând, e o practică care n-a făcut niciodată parte din viața creștinilor de la început până astăzi, niciodată, ci doar cel mult din tradițiile păgâne. De ce au scos oare cartea lui Enoch din Biblie? Cartea lui Enoch din Biblie. Cartea lui Enoch era o carte ce făcea parte, contemporan vorbim, cu cele din Vechiul Testament, deci foarte veche, înainte de era creștină. Și cred că e o problemă ce ține de canonul ebraic, da, al Vechiului Testament. Și atunci când s-a stabilit canonul vechi testamentar de către vechi evrei, probabil au avut motive să considere că nu e cazul să introducă acea carte. Poate nu era autentică, poate nu era scrisă de nou, cu siguranță. Probabil asta a fost unul dintre motive. Nu cunosc foarte multe despre ea, dar vă spun că este o practică recurentă. Atunci când s-a făcut și Vechiul Testament și Noul Testament, nu au fost singurele cărți pe aceste subiecte. Da? În acea perioadă când s-a alcătuit canonul. Ci au fost mai multe și în funcție de, probabil cel mai mult de criteriul de a fi complementare unele față de celelalte în mesajul lor și coerente, da? În mesajul lor, de acest criteriu s-au alăturat, pentru că n-au fost în contradicție. Și cumva au exprimat același duh, aceeași idee omogenă. Am și o întrebare. Dacă la judecata particulară nu ajungem în rai, la a doua venire există șansa să ajungem? Da, spuneam și mai devreme legat de întrebarea dumneavoastră. Există oameni care poate nu și-au încheiat canonul pentru anumite păcate sau consecințele anumitor păcate îi face să nu poată să ajungă în rai după moarte. Însă, prin parastase, prin pomenirea la Sfânta Liturghie, prin rugăciunile făcute de cei dragi ai lor, familia rămasă pe pământ, pentru sufletele lor, în aceste mijlociri, intervenții, rugăciuni, da? Oamenii aceia pot ajunge în rai, chiar dacă poate a stat o vreme în iad și apoi Dumnezeu i-a primit în rai pentru rugăciuni celor de acasă, nu neapărat pentru faptele lor de rugăciune. Deci se poate lucrul acesta, dar nu recomandăm nimănui să se bazeze pe asta. Scopul este să ajungem în rai și să trăim starea de rai încă de aici, împlinind voia lui Dumnezeu, că numai așa se poate. Dar cu incinerarea cred că te-am întrebat, nu? Da, da, nu okay. Acum am intrat, e fiul meu, asta da, e fiul meu. Am pus întrebare destul de normală despre păcatul practicării celor de azi, se pare că evident să fie publicată. Cum? Că am răspuns. Am răspuns la ea, dar probabil că noi suntem în urmă cu așa și din cauza asta a scris omul. Am citit toate întrebările de bun simț, doar dacă au fost întrebări care deranjau pe ceilalți oameni de pe chat, n-am citit. Ce părere are Părintele Radu despre poker? Este joc de rog sau exercițiu intelectual? N-are de unde să știe Părintele Radu că nu joacă poker, vă spun eu, e 90% exercițiu intelectual și 10% joc de noroc. Spuneți-ne câte ceva despre slujba miezul noptică de la mănăstire. Da. De la mănăstire. Așa cum îi spune și numele, de obicei se slujește
la miezul nopții, că de aia zice miezul nopții, adică undeva înainte și după ora 12 noaptea, îi prinde pe călugări în această rânduială la miezul nopții și la orele 0 sau orele 12 noaptea, orele 24. Și are în compoziție mai mulți psalmi, niște rugăciuni foarte frumoase. O puteți găsi pe internet, căutați, rânduiala miezonopticii. Sau ceaslovul, ceaslovul PDF sau cum vreți, găsiți acolo, miezonoptica, puteți să o citiți. Are niște psalmi, niște rugăciuni foarte frumoase. Da, e o rugăciune care se face în ciclul celor 7 laude, așa numite 7 laude, de la mănăstiri care se fac zilnic. Adică cele 4 ceasuri, ceasul 1, ceasul 3, ceasul 6, ceasul 9, pavecernița, vecernia, miezonoptica și utrenia. Da, dar ceasul 1 se face unit cu utrenia și atunci se consideră că sunt 7, pentru că dacă le-ați numărat ce am spus eu acum, are și 8, dar ceasul 1 cu utrenia e considerat un singur laudă din cele 7. De ce credeți că lasă Dumnezeu ca un copil să nască sau la scurt timp 4-14 ani să fie depistat cu o boală incurabilă? De ce nu avem cu toții șanse egale la viață? Lucrurile acestea sunt mai presus de judecata noastră, dar așa cum o spuneam și mai devreme, niciodată nu se întâmplă într-un mod haotic aceste lucruri. Adică nu-i nimic în afara rânduielii precise, cu un scop bine determinat al lui Dumnezeu. Cred că nu acesta este scopul de a căuta răspunsul de ce s-a întâmplat, ci mai degrabă ce putem face. Pentru a ajuta într-un mod milostiv. Poate, vedeți, de multe ori aceste lucruri se întâmplă pentru ca noi, și persoana în cauză, și ceilalți, să aibă un motiv de creștere spirituală în felul acesta, într-o formă sau alta. Sunt multe, multe, multe situații, nu le putem generaliza. Dar să nu vedem în asta o nedreptate, și mai degrabă o îngăduință al Dumnezeu spre folosul tuturor celor implicați, nu doar acelui care poate suferă de o boală incurabilă, de o malformație din naștere sau știu eu ce. Deci cei copii nu sunt întâmplător lăsați de Dumnezeu așa. Nu trebuie să vedem lucrurile într-un mod acuzatoriu față de Dumnezeu sau așa prăpăstios, ci trebuie să vedem că toate sunt într-o rânduială și că aceasta are un scop. Și că a cărui scop întotdeauna Dumnezeu, dacă o îngăduie și n-a depins de noi, de obicei când nu depinde de noi ceva, cu siguranță scopul final este unul pozitiv și constructiv pentru toți cei implicați. Da. Care a fost cea mai grea încercare prin care ați trecut până acum? Nu știu dacă este una mai grea în mod special sau ca să o evaluez eu așa. Au fost multe încercări mai grele, ca în viața cărui om, altele mai puțin grele. Cea mai grea încercare, ce să spun? Da, greu de spus. Da, cea mai grea încercare. Eu de obicei sunt un, acum ca să vă răspund neapărat la, direct la întrebare, dar să vă spun poate de ce nu mi-amintesc. Am într-un fel un instinct de a-mi șterge din memorie lucruri neplăcute care mi se întâmplă. Da, adică nu prea le mai rețin. Dacă mi le amintești, mi le amintesc pentru că mi le-ai amintit tu. Dar eu să mă întreb așa niște lucruri, ce ți-a întâmplat și mai rău? E greu să-mi amintesc. Nu, știu sigur că mi s-au întâmplat multe, dar cumva, automat, fără să vreau, le uit. Le uit pe moment și nu mi-a fi greu să mi le amintesc eu acum. Să mi le amintesc de la mine. Doar dacă mi le amintește altcineva, nu foarte greu. Pentru că, cumva, să știți că și asta trebuie să căutăm, să nu ținem minte răul. Răul altuia sau răul nostru. Adică răul nu înseamnă să nu-ți ții minte păcate, puteți să le măturisești. Răul care ți s-a întâmplat și din care ai suferit și cumva să nu te gândești la asta și să fii revoltat față de Dumnezeu sau față de o persoană că ți s-a întâmplat. Asta e o dovadă de lipsă de smerenie. Ar trebui să căutăm cât de mult bine facem noi și dacă ne se mai întâmplă ceva neplăcut, să lăsăm acolo, să rămână în trecutul nostru și să nu ne lăsăm influențați de asta. Da. Nu mi-amintesc așa să vă spun o întâmplare negativă de încercare, da. Asta e. Întreabă cineva despre de ce așa mare diferență între ritul vechi și ritul nou, dar am spus mai devreme, că se referă primul rând la pictura icoanelor, la desfășurarea slujbelor, la îmbrăcăminte. Parcă a răspuns mai devreme, da, nu? Da, calendarul era cu ritul nou și ritul vechi.
cum scăpăm de o patimă care ne luptă de ani de zile și nu reușim? Încercați prin a avea o relație strânsă cu preotul duhovnic, cereți să se roage pentru dumneavoastră ca să biruiți acea patimă, rugați-vă și dumneavoastră pentru asta și cereți să vă dea duhovnicul o specială rugăciune pe care o citiți zilnic, eventual în sprijinul biruinței asupra acelei patimi. Și să vedeți că lucrurile veți simți ajutorul lui Dumnezeu, veți simți că lucrurile se vor așeza pe făgașul lor pe care vreți, dar nu rămâneți singuri în această luptă, alăturați-vă lui Hristos, care prin duhovnic și prin rugăciunea dumneavoastră personală va lucra în scopul acesta și să vedeți cât de mult ajutor veți primi. Ce părere aveți de preoții care deschid cartea sau persoanele care citesc în cositor? Dar nu am mai auzit cum citesc în cositor. În ce? În cositor, nu știu ce aia. Da, tot felul de citit în cafea, în tot felul de... Preoții care deschid cartea. Da, sună și același lucru aproape cu vrăjitorii, pentru că ei nu sunt conștienți cu cine lucrează acolo și cine îi spitește să se facă asta și nici oamenii care vin din păcate și care se smintesc prin ceea ce fac. Deci am o părere, bineînțeles, foarte dezaprobatoare. Nu mergeți la ei, sunt niște oameni care nu știu ce misiune le-a încredințat Hristos și vor da răspuns pentru asta și speculează foarte mult comoditatea omului. Adică de ce să mă rog, de ce să mă spovedesc, de ce să vin la biserică, de ce să depun un efort în asta, nu-i mai ușor așa să cred că mi-a predestinat Dumnezeu și îmi citește un preot într-o carte ce se va întâmpla cu mine și așa să-mi asum ca un dat lucrul acesta. În loc să-mi coordonez eu viața cu propria mea libertate încât să-mi fie bine. Nu? Ei asta speculează. Din păcate sunt și astfel de oameni, niște șarlatani care nu ar trebui să fie ceea ce sunt. Cum aș putea să mă retrag la o mănăstire peste 10 ani, având în vedere că acum am 40? Mulțumesc. Adică, cred că întreabă care sunt procedurile sau ce se, cum se procedează. Eu zic sau... că, indiferent dacă vă proiectați în timp un astfel de plan pune în aplicare, să căutați, să intrați ca și ajutor cumva, măcar câteva zile, câteva săptămâni la o mănăstire, să faceți acolo ascultare, să lucrați împreună cu călugării, să vedeți care e viața de mănăstire, să vă conștientizați cât mai bine, cât mai precis ce vă implică viața unui călugăr, slujbele, ascultările, activitatea, toate lucrurile astea, rugăciunea zilnică, să vedeți cum trăiesc ei, să trăiți cu ei o zi, o săptămână, o lună și în cunoștință de cauză să decideți dacă v-ar plăcea un astfel de trai, o astfel de viață. Și dacă v-ar plăcea, vă încurajez ca, cu binecuvântarea duhovnicului, bineînțeles, să intrați ca frate de mănăstire ulterior și eventual apoi să vă călugăriți. Dar doar în felul acesta, să vină totul firesc, în cunoștință de cauză. Microfonul se aude? Da, se aude foarte bine. Am scos eu microfonul pentru că am pus la încărcat, dar se aude. Păi dacă oamenii spun că se aude, înseamnă că... Părinte Radu, putem să vă trimitem pomeni și dacă dau o adresă de mail, vă rugăm. Păi este pagina bisericii, acolo și putem să scrieți pe Facebook. Să scrie pe Facebook-ul bisericii și eu îi pomenesc cu drag. Biserica Izvorul Dămăduirii Ineu. Da, intrați pe mesageria de la pagina de Facebook și scrieți acolo, vii, adormiți. Eu vă pomenesc, cu drag. Are Vaticanul vreo influență în Biserica Ortodoxă sau doar la Biserica Catolică? Nu, cred că are nicio influență în Biserica Ortodoxă, că Vaticanul e sediul Bisericii Catolice, deci... Cum asta este? Sunteți de acord scoaterea din Noul Testament a oricărui referire la reîncarnare, lucru făcut de Constantin cel Mare și mama sa Elena? Iar cineva care crede că Constantin cel Mare a influențat Biblia sau conținutul ei, a fost o întrebare. Eu am spus clar că și cronologia greșită nu a făcut Sfântul Împărat Constantin cel Mare așa ceva, nu au fost referințe la reîncarnare în Biblie. Sunt extrem de mulți codici vechi după care s-a tradus Biblia în mai multe limbi până astăzi și care pot dovedi că textul nu a avut nicio adăugire
sau n-a avut nimic în plus față de textul în care îl avem, în care avem Noul Testament astăzi. Deci nu a fost niciun moment în care în Biblie să fie alte texte care să fie scoase ulterior și pentru a se epura de anumite mesaje nu se doreau a fi așezate acolo. Este o teorie care nu se susține științific și în niciun formă. Cum putem să-L găsim pe Dumnezeu, eu, de exemplu, nefiind credincios? Prin curiozitate, ca să spun așa foarte simplu. Vă dau un exemplu. Citiți, începeți să citiți Noul Testament, Evanghelia după Matei, dau doar un exemplu. Și, spre exemplu, căutați la capitolele 5, 6, 7 de la Matei, acolo este o serie întreagă de sfaturi. Cum ar fi bine să trăiești, așa în general. Cum te sfătuiește Hristos pe tine ca om să trăiești. Și testați efectiv pe dumneavoastră acele sfaturi. Puneți-le în practică, așa cum le arată acolo Hristos. Și dacă vi se pare că vă aduc bucurie, vă aduc satisfacție în viață acele lucruri, înseamnă că sunt compatibile cu ființa dumneavoastră și că sunteți cumva, probabil, lăsat de Dumnezeu să funcționați conform acelor criterii. Și atunci înseamnă că descoperiți o legătură cu mesajul creștinismului pe care n-a trebuit să o demonstreze nimeni, ați trăit-o pe propria piele. Pentru că, să știți, cea mai bună convingere, cea mai puternică convingere pe care putem să o avem ca să avem o viață creștină autentică, trăită, practică, este să testăm pe noi ce ne propune creștinismul. Hai să testăm pe noi și să vedem singuri, tragem concluzia, dacă lucrurile aduc roadă în sensul acesta. Asta e sfatul pe care l-am dat tuturor celor care sunt la început. Testați pe voi, vedeți singuri concluzii la care ajungeți și decideți dacă este bine sau nu să trăim așa. O să vedeți singuri concluzia. Ați explicat veșnicia iadului egal voința omului, oare e posibil să suferi veșnic și rudele să se bucure în rai, să nu ne mai cunoaștem dincolo? N-am spus, probabil că am făcut o combinație între mai multe idei, dar nu am spus că voința omului, cu veșnicia iadului ar fi voința omului, nu are nicio legătură una cu alta, probabil că n-am înțeles. Deci, până seara nu este fiul dumneavoastră, da, este fiul meu. Am cam ajuns la sfârșit cu întrebările. E târziu, deja e 11 și 10 România. Mulțumim mult că a stat alături de noi. Sper că multă lume a zis că de ce n-ai mai făcut live pe canalul de YouTube a bisericii. A scăzut foarte mult interesul, am înțeles, nu? Mai erau 20-30 de persoane și am mai făcut o vreme. Și O să mai facem așa uneori, dar am propus de repetate rânduri să îmi aducă și ei sugestii de subiecte și au fost odată sau de două ori, au fost niște idei de subiecte, apoi n-am mai văzut nici măcar manifestarea interesului de a propune teme de discuție și atunci am zis că probabil mai facem așa împreună, când având mai mulți urmăritori, poate au prilejul oamenii care cunosc canalul tău să vorbim cu mai mulți așa, mai ușor așa, mai rar și cu mai multe persoane odată. Da. Și în schimb, vă puteți găsi pe pagina de Facebook și asta a fost criteriul. Pe pagina de YouTube aveam undeva până în 2000 de urmăritori, 2000 și ceva de urmăritori, dintre care foarte puțin chiar se uitau. 2000, vreau să spun, și ceva de abonați. Pe pagina de Facebook am peste 10.000 de abonați. Și acolo, de câte ori postez o slujbă live sau o predică sau chiar și altceva, sunt mii de vizualizări acolo și am mult mai mulți oameni care se uită și care cumva se vede că sunt interesați acolo să vadă informații. Deci m-am îndreptat și eu spre
locul unde văd că ajung la mai mulți oameni, ajunge la mai mulți oameni conținutul și informația respectivă. Asta a fost motivul și am și scris public într-o postare pe community-ul de pe YouTube lucrul ăsta, că se pot uita oamenii în continuare la activitatea mea pe pagina de Facebook Biserica Zborul Tămăduirii Ineu. Mă găsiți acolo. Hai să răspundem la ultima întrebare, că acum am văzut-o. Părinte, spune ceva despre post, cea mai mare, vreau să scrie. Problema mea este că nu pot posti, dar din motive de sănătate eu postez, mă spovedesc, mă împărtășesc, dar foarte, foarte greu, adică nu pot să postez toate posturile. Eu zic așa, dacă vă spovediți excelent, foarte bine, exact cum vă spune duhovnicul, în relația cu duhovnicul, în mod personalizat, discutați problema postului. Cât vă spune duhovnicul și în felul care vă spune duhovnicul, așa să vă fie și postul. Pentru că, până la urmă, orice boală și problemă de sănătate este în sine un post față de starea normală. Așa că discutați cu duhovnicul și cum vă rânduiește, îl faceți ascultare de duhovnicul, binecuvântarea lui, așa să și posteți. Asta a fost live-ul din seara asta. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Ne auzim cu bine o seară liniștită. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost alături și așteptăm cu drag să ne revedem și cu alt prilej. O seară binecuvântată, liniștită, Doamne ajută tuturor. Doamne ajută!